Bună ziua! Atât de multă lume n-am crezut că o să văd până acum. Sunt din 2014 managerul acestei biblioteci și atâta lume n-am văzut. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să veniți într-o zi atât de călduroasă la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu. Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc celor care astăzi au venit pentru a conferenția domnului profesor dr. Dumitru Constantin Durcan. Doamnei Titiana Popa, pentru faptul că sunteți astăzi. Astăzi, în mijlocul nostru, este o mare onoare pentru comunitatea noastră, pentru că eu cred că sunt la sentimentul comunității, că l-ați așteptat de multă vreme la Vâlcea. Ultima oară, dacă mi-aduc bine aminte, a fost la Vâlcea în 2007, nu domnul Adrian Mihai? 2016. Vă mulțumim foarte mult. N-aș vrea să țin foarte mult, să spun foarte multe cuvinte, pentru că l-aș ruga pe colegul meu, pe domnul Zmedescu, să vă spună mai multe despre această întâlnire. Înainte de a vă mulțumi încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, de a mulțumi Consiliul Județean pentru posibilitatea de a oferi tot cadrul necesar pentru desfășurarea unor astfel de evenimente, vreau să vă mulțumesc mass media pentru faptul că sunt astăzi prezenți alături de noi. Și nu rămâne decât să urez la mulți ani tuturor celor care purtați numele Sfântului proroc Ilie. Vali, te rog frumos! Mulțumesc. Vă spun și eu bine ați venit la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu în Vâlcea. Despre domnul profesor Dumitru Constantin Durcan nu are sens să vorbim după noi ce sunteți aici. Asta justifică totul. Două sau trei cuvinte despre cărțile domnului profesor Dumitru Constantin Durcan, pe care vă rog, vă îndemn să le citiți, le avem pe toate. Și domnul profesor a profitat de prezența domniei sale aici, ne-a oferit și autografe pe aceste cărți ale domniei sale. Vă garantez că sunt fabuloase și merită citite și trebuie citite. După ce le deschidi sau deschidi o parte dintre aceste cărți, veți avea cu totul și cu totul altă perspectivă și cu privirea asupra vieții în general, dar mai ales cu privirea asupra propriei persoane. Trecem la partenera din această seară, partenera de conferință a domnului profesor Durcan, Titiana Popa. Doamna Titiana Popa vine tot dintr-o capitală, dacă domnul profesor Durcan vine din capitala României, din București, Titiana Popa vine din Dallas, unde locuiește de foarte, foarte mulți ani. Doamna Titiana este vâlceancă. Asta e foarte, foarte important. Iar acest lucru a contribuit decisiv la prezența ei și la prezența domnului profesor în mijlocul nostru la Vâlcea, fapt pentru care le mulțumesc. Le mulțumesc că au fost foarte, foarte receptiv ca după conferința pe care au susținut-o la sala Dallas să accepte să vină în această zi fierbinte de vară și la Râmnicul Vâlcea. Rugămintea mea personală este să facem tot posibilul ca telefoanele să sune cât mai puțin sau deloc și dacă agreem împreună cu domnul profesor și cu doamna Popa, că vom avea nevoie de o pauză. Vedem la momentul respectiv. Nu mai pierd timpul pentru că această conferință nu e despre noi, e despre ceea ce au să vă spună invitații noștri excepționali. Sunt onorat că ei se află în mijlocul nostru. Bună seara la toată lumea! Bun venit! Sunteți în imens de multă lume pentru de o sală așa de mică. Mă bucur enorm. E a doua conferință la dumneavoastră, dar am mai fost de multe ori în orașul dumneavoastră, sunt foarte, foarte încântat. Este motivul pentru care m-am gândit să rup ritualul obișnuit al unei conferințe și să spun câteva lucruri
care să fie utile și la modul pragmatic pentru familia. În speță aș vrea să vă spun și să vă învăț cum să rămâneți cât mai mulți tineri. Asta va fi partea ultimă. Cred că punctul la care ar trebui să plec ar fi acesta. Ce mi-ar place mie să ascult, dacă aș fi în locul dumneavoastră și dumneavoastră aici. Și m-am gândit că cel mai important lucru în existența noastră este faptul că gândim. Că ne comportăm așa cum gândim, că suntem ceea ce gândim. Că gândul este cea mai puternică forță de univers, de vreme ce? În cartea aceea sfântă se spune că la început a fost cuvântul și cuvântul era Creatorul, Dumnezeu. Din punctul de vedere al științei, cuvântul este un câmp de energie, este un proiect, da? Este proiectul după care s-a făcut întregul univers. Și azi vă spun un lucru pe care nu îl spune multă lume. Noi n-ar trebui să existăm, știți asta? Universul nu ar trebui să fie. Pentru că toate lucrurile în universul ăsta este cu plus și minus. Da? Nu. Două forțe contrare rezultă ceva. Ei, și la începutul universului, acum 14,8 miliarde de ani, se spune că a început universul și ar fi trebuit să înceapă tot cu plus și minus. Asta însemna că există materie, că ar trebui să existe materie și antimaterie. Dacă acestea existau, se anihilau. Deci noi nu eram. Este o întrebare ca oameni de știință de abia cu șocul. Este extraordinar de relevant că studiindu-se toate astrele, toate soarele și stele și ce vreți dumneavoastră, s-a constatat că nu sunt construite decât din materie și nu din materie antimaterie. Pentru că altfel n-am fi fost. Ce îmi spune asta mie și ce vă spune dumneavoastră? Fac pauză ca să puteți gândi. Ne spune că la început a fost o inteligență. A fost acolo o inteligență care a avut grijă ca aceste lucruri să fie așa și nu altfel. Pentru că dacă ar fi fost conform științei actuale, a noastră, Universul n-ar fi existat. Dacă nu exista Universul, nu existam nici noi. Dar să știți că este cel mai mare mister al Universului. Faptul că Universul există. V-ați gândit vreodată dacă nu era Univers, ce era în acest spațiu? Ei, știința spune că spațiul și timpul a început odată cu Universul. Și că, în consecință, de-abia atunci a fost spațiu. Pentru logica noastră, în care unul și cu unul nu fac decât doi, deci terțul este exclus, cum spun latinii, ar fi trebuit să existe. Și cu toate acestea, suntem. Bun, suntem ființe gânditoare. Avem două maniere, două registre de a gândi. Este registrul conștient, rațional. Eu vă văd, dumneavoastră vă vedeți, ne înțelegem prin cuvinte, prin rațiune, raționament. Și există un registru afectiv, emoțional, care vine din subconștient. Deci cu rațiunea, cu conștientul, noi conștientizăm lumea, o implicăm în existența noastră, ne racordăm tuturor legilor și cerințelor ei și știm că existăm. Suntem conștienți de asta. Acordăm valori, suferim, ne bucurăm, ne construim o existență, un plan. Dar există și un alt nivel al subconștientului care are cu totul alte calități. Dumneavoastră, niciunul dintre noi, să ziceți că nu dăm inimii ordini cum să bată, nici stomacului cum să digere, nici celor noastre cum să funcționeze. Cred că nu e nevoie să vă spun, dar categoric și dumneavoastră să ziceți că există un univers fantastic, e un mister colosal. Cum funcționează omul? Se spune că nu avem mai multe stele, celule decât stele în galaxie, fiecare celulă are câteva
zeci de mii de reacții. Este într-o cifră exponențială uriașă în care toate cele trebuie să funcționeze sincronizat. Practic, în momentul în care noi vorbim, o mare cantitate de sânge este destinată creierului, atunci când ne hrănim, destinată stomacului, digestiv. Așadar, cineva în noi, în permanență, știe ce trebuie făcut. Dacă doamna Titiana s-ar ridica acum picioare, imediat cineva din interiorul ei ar trimite sânge mai mult la picioare și creier, dacă vorbește. Cine o fi acela? De, aceasta este marea întrebare. Dacă eu cu conștiința mea, rațiunea, doar vă conștientizez, mă implic în lume, cum spunea Apostolul Pavel, zicea, fiți în lume, dar nu cu ea, adică nu cu relele ei, să fim în lume ca ființe. Așadar, subconștientul este cel, aceste structura, entitatea din noi, care, fără îndoială, are în sine o inteligență infinită. Această inteligență infinită este a cosmosului, a universului. Spune ce ori vrea. Cei care sunt de alte opinii vis-a-vis de conștiința din univers. Eu, ca om de știință, ca experimentator, ca specialist al creierului, afirm cu toată convingerea, există o conștiință în univers. Și vă dau un singur exemplu. Am plecat de la ideea că noi n-ar fi trebuit să existăm și cineva a vrut să fim și pentru asta ar trebui să fim în permanență datori, în permanență să aducem recunoștința noastră și realizați de ce. Existăm, existăm noi, există copiii noștri și sperăm ca lumea să găsească înțelepciunea de a supraviețui acestor mizerii pe care unii le fac omenirii și copiii și copiilor noștri încă să fie. Eu spun în permanență, am o nepoțică și spun, toți copiii de vârsta ei, mai mari și mai mici, au și ei dreptul să trăiască. Gândiți-vă că războaiele fac niște oameni adulți, sătui, plini de ifose, de bunuri. Și ei care fac războaie, nu le fac ei, ei nu se duc acolo. Tot pe noi ne trimite, tot pe noi asta vă trimite. Atunci această opinie contra războiului trebuie să existe absolut generală. Eu spun că războiul este o nimicnicie comandată oficial de niște indivizi. N-am cuvinte pentru cei care comandă războaiele. Da, este o singură formă de război, acela de apărare. Acolo e cu totul altceva. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate și cineva să vină să ia totul. Asta se cam face de altă discuție. Trecem mai departe de subiectul ăsta. Așadar, suntem la subconștient, capitolul subconștient. Dacă conștiința noastră are o rațiune, o gândire, subconștientul are cu totul alt raționament. El nu face diferența, nu are criterii etice, morale de funcționare. Dacă subconștientul îi dai o idee negativă, el o ia, o preia și o traduce în realitate. De aceea este extrem de important cum gândim. Observați că biserica ne-a învățat să gândim prin acel decalog. Eu am scris de asemenea un decalog al științei, în care noi trebuie să ne comportăm ca să existăm, să fim sănătoși. Se spune că dacă noi n-am avea supărări, dacă n-am avea stres, dacă nu ne-am certat cu nimeni, nu ne-am supărat pe nimeni și nimeni nu ne-ar supăra, ne-ar trebui să trăim în jur de 140 de ani, 130, 140 de ani. Japonezii spun mai mult și ei și trăiesc mult, pentru că rana lor este puțin diferențiată de a noastră. Dar faptul că viața nu este numai bucurie, faptul că ne ciocnim, ne lovim unii de alții, ne stresăm, vrând nevrând, aceasta este existența și trebuie să acceptăm viața așa cum este, pentru că nimeni nu-și poate o face strict fericită. Am stat de vorbă cu mulți oameni, vor foarte bogați. Și știți că aceia sunt mai nefericiți decât noi, cei care nu vorbim la noi. Pentru că tot timpul se gândește ce să facă cu ei, dacă ține în bancă și vine o stabilizare, rămâne fără ei, dacă investește și pierde, rămâne ea fără ei. O, oh, câtă grijă! Dar noi n-am nicio grijă. Pasă de toate stabilizările din lume. Peste noi. Ei, aici este discuția. Noi trebuie să controlăm în permanență modalitatea
de a gândi. Gândul pe care rațiunea noastră îl folosește, dacă se repete insistent, el ajunge la nivel subconștient. În materie de a gândi, trebuie să spun două modalități care mi se pare, nu le-am văzut încă sistematizate, dar le sistematizez așa, mi se pare că este extraordinar. Este modul newtonian care pleacă de la fizica sau lucrarea lui Newton scrisă în 1687, în care Universul este o sumă de evenimente, de indivizi, obiecte care sunt, nu au nicio legătură între ele. Practic, între mine și dumneavoastră nu este o conexiune. Dacă acceptăm viziunea newtoniană, aceasta este fizica clasică. Asta are și astăzi încă dăine, are extrem de multe lacune. În clipa în care eu vă consider pe dumneavoastră că sunteți un străin, excluzând prietenii și rudele mele, atunci, în mintea unui om, care nu este suficient de educat, se pot naște orice ostilități, orice acțiune. De aici vin războaiele, de aici vine scisiunea în grupulețe, societăți, în tot ce vreți dumneavoastră. Fiecare se adună cu prietenii lui, cu oamenii care își propun să aibă aceleași gânduri, idei, formează partide, grupuri, societăți, etc. Ca să nu spun și religii. Mai multe, numai una singură, deși Dumnezeu unul singur, și n-ar trebui să fie mai multe, dar asta e iarăși altă discuție. Asta ne vine de la faptul că, ce înseamnă fizis? Fizis înseamnă natură. Cine dă lecții? După ce ne orientăm noi în discuția despre lume? De la modalitatea în care se petrec lucrurile în univers, în natură, în fizis. Ca atare, așa s-a spus, așa suntem. Dar există și a doua modalitate pe care o numesc cuantică sau cristică. Uite, Iisus când a venit, a spus așa, voi toți sunteți fii ai aceleași tată. Asta înseamnă că între noi toți există o conexiune. Fizica cuantică, și de-aia spun model cuantic, nu pentru că foarte multă lume vrea acum moda să zicem cuantic. Nu, spui cuantic dacă chiar e așa, dacă nu, trebuie să gândești la sensul noțiunii. Fizica cuantică ne spune că în profunzimea lucrurilor noi toți suntem interconectați. Cu alte cuvinte, dumneavoastră nu sunteți indiferenți față de mine, nici eu indiferent față de noastră. Și dacă lucrul ăsta știu, atunci întregul meu comportament trebuie să fiu atent și grijuliu. Așa cum sunt atent cu copiii, cu familia mea, cu rudele și prietenii mei, așa trebuie să fiu cu dumneavoastră. Vă dau exemplu unei doamne care a traversat o moarte clinică și cei care se întorc vin cu o spiritualizare exact de tip religios. Și spune, mergeam pe stradă și aveam tendința să îmbrățișez pe toată lumea, să-i spun, tu ești fratele meu și sora mea. De ce? Pentru că dincolo din dimensiunea spirituală, cum o numesc eu, realitatea noastră este cu totul alta. Am scris mult pe domeniul ăsta, pot să fie unul de acord, poate alții să nu fie de acord, dar asta este o realitate absolută. În experiențele morții clinice, nimeni nu vrea să se întoarcă de acolo, pentru că există cu totul și cu totul altă existență. Cu condiții. Ca noi aici să facem efortul să ne spiritualizăm. A spune spiritualizare este exact a spune religie. Nimic din ceea ce, din valorile morale a religiei, nu sunt excluse din spiritualitate. Iisus ne lasă două mari imperative. Iubirea, semenilor și iertare. Nici unul din mentorii lumii dinaintea lui Iisus n-a avut. Nici Buddha, nici Lao Tse, nici alții, Pitagora, etc. E bine, iubire înseamnă respectul pentru semen, dar este o energie. Toate cuvintele au energie. Această energie ne unifică. Ne vindecă. Mare savant spune, inclusiv Einstein spune, vindecarea se face cu iubire. Și acesta este... Ce înseamnă iubire? Înseamnă o energie benefică. Știm de cel puțin, au știut și mari mentori din antichitate, dar eu mă refer la, este datoria mea să vorbesc în termeni științifici, de cel puțin studiile de în jurul anului 2000 de demonstrează că cuvintele noastre au două semnificații, adică sensuri. Sunt cuvinte cu semnificație pozitivă pentru sănătatea noastră, pentru relația interumană. Am spus că dacă vrem ca lumea să fie alta, avem nevoie să revizuim toate conceptele pe care știința și societatea încă prezentă, încă capabilă de războaie, să se
reformuleze. Adică relația dintre noi, relația socială, trebuie să fie aceea respectului, a iubirii, a considerației. Am spus, dacă nu vă place termenul iubire, dacă iubire vă sugerează altceva, este vorba de o iubire mondenă, este de ceea ce se numește agape în termenii cristici. Adică această considerație pe care avem noi pentru ceilalți, aceasta dă valoare fiecare dintre noi. Noi ar trebui fiecare zi să ne întâmpinăm unii pe alții cu zâmbet, cu bunăvoință, cu respect. E un autor, Neil Walsh, care a scris o conversație cu Dumnezeu și a fost publicat în vreo 40 de limbi, îți spune un lucru extraordinar. Dimineața când te pleci la serviciu și îți întâlnești cu vecin, Dumnezeu, fă o zi bună, spune, ce bine arăți, dacă e Doamnă mai ales, fă un compliment, dacă e un domn. Alte cuvinte, că dicționarul nostru nu este absolut. Avem suficient de multe cuvinte prin care noi să le putem înțelege cu sării noștri. Nu duceți grijă de asta. Iertarea. Iertarea e al doilea termen care mi se pare că este excepțional. Și ce înseamnă neiertare? În momentul în care eu mă înfurii, mă supăr pe cineva care mi-a zis ceva rău, ceva neplăcut, în ADN-ul meu, formula mea genetică, se formează un model Patterson, model patologic. Acest model patologic obligă ADN-ul să fabrice în permanență, el este cel care fabrică carnea noastră, substanța noastră, să fabrice aceste proteine alterate. Și aici se naște boala. În momentul în care ierți, ștergi din modelul patologic, patogenic, ștergi acest model, această emblemă sau becete, informație a bolii. Ei, eu nu știu dacă acum 2000 de ani când Iisus a spus asta, exista noțiuni de fizică cuantică, dar ceea ce a făcut El prin asta, pur și simplu, a exprimat un concept al fizicii cuantice. Orice cuvânt se imprimă în acest câmp, de fapt eu cred că dimensiunea cuantică, dimensiunea spirituală este acolo. Unii o și numesc hiperspiritualitate pentru că lucrurile se pare că acolo au origine, acolo e conștiința și această conștiință este o conștiință, rama al conștiinței cosmice și este o conștiință care trimite în permanență toate particulele din care suntem construiți. Uite, apropo, ce poate face conștiința noastră. Noi ne creăm o realitate proprie. Ne creăm o realitate proprie. Dincolo de noi, profunzimea lucrurilor, nu există substanță, este doar energie. Cuvintele sunt energie, emoțiile, cum ne spune Doamna Popa, sunt energie. Ei, această energie este sub formă de unde care sunt invizibile și non-fizice. Cu mintea noastră, noi le aducem în planul nostru și le transformăm în materie. În permanență noi transformăm energia în materie concretă, perceptibilă, vizibilă. Adică sunt dumneavoastră, sunt eu, sunt tot ceea ce atingem, are această formă. Este o creație a propriei noastre conștiințe. Mă gândeam că noi fiind co-creatori de realitate, spuneam așa, ce lucru formidabil ne-a dat Dumnezeu. Ne-a dat această posibilitate ca noi să creăm o realitate așa cum a făcut și El și face în permanență. Mi s-a părut că este nemaipomenit de superb. În funcție de ce creăm noi realitate? Păi în funcție de ce gândesc despre lume, în funcție de capacitatea mea de a interpreta lumea și în funcție mai ales de informația pe care dispun. De aceea nouă ni se cere. Stăteam și mă gândeam așa. Nu doar noi trebuie să avem interesul să ne spiritualizăm, să vorbim elegant, frumos, să nu folosim cuvinte care au o semnificație jignitoare și care ne îmbolnăvesc. Ci și Creatorul are această dorință. Pentru că noi ne naștem în universul ăsta. Suntem o entitate fizică. Creația unui spirit. Ei bine, dacă naște universul ăsta în energia Lui, prin gândurile noastre pozitive, noi amplificăm această energie și invers, prin gândurile grele, negre, frecvențe joase, prin injurii, prin furie, prin mânie, mai ales prin ură. Ura este opusă iubirii. În clipa aia, noi creăm un câmp de energie negativă și distorsionează funcționalitatea Universului. Este o reciprocitate între Creator și ființa umană. Doar ființa umană poate gândi în maniera asta, doar ființa umană poate să emită sunete și emoții. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Așadar, mă întorc la subconștient.
Spuneam că în subconștient este biblioteca Universului. Dacă noi am și să citim în subconștientul nostru, am putea să spunem toată istoria Universului, dar și toată istoria omului. Este istoria omenirii și istoria noastră individuală, dar deocamdată, fiindcă nu avem această capacitate, nu putem citi. Este posibil ca dacă găsim înțelepciunea să supraviețuim acestor războaie nefericite, să evoluăm până la stadiul în care noi să putem citi în noi înșine. Noi suntem o carte, suntem o Biblie, suntem un univers, o enciclopedie. La multe din aceste lucruri ni se dă acces, știți prin ce? Prin visul premonitor. Eu cred că fiecare dintre noastre ați avut un vis în care mi s-a spus ce vi se va întâmpla într-un timp următor. Cel puțin în toate situațiile dificile de viață, eu am avut vise premonitorii în care am știut ce se întâmplă într-un timp următor. Inclusiv ce mi s-a întâmplat cu mama mea când a plecat dincolo. Sigur, erau vise simbolice, dar mama știa să citească, să decripteze, cum și eu știu să decripteze aceste vise. Și normal că am spus odată așa, eu cunosc foarte mulți preoți și o relație foarte bună. Nu toți mă agrează, asta e altă discuție. Nu m-am supărat, gândindu-mă că nici pe Dumnezeu nu-L iubește toată lumea, dar El ne dă și ploaie și soare și căldura toată lumea și nu ține seama de nebunia omului. Spuneam că dacă acest vis anticipativ, care vine dintr-o altă dimensiune, n-ar exista, am putea să spunem că Dumnezeu nu există. Dar când ai un vis care vine dintr-o dimensiune pe care nu o știi, care nu se poate explica prin niciuna din legile pe care le cunoaștem noi aici pe Pământ, atunci știm că visul vine dintr-o dimensiune divină în care există o rațiune, o conștiință de univers, o inteligență universală care ne avizează asupra unor lucruri. De ce ne avizează? Pe unii da și pe alții nu? N-am să știu niciodată. Probabil că în momentul când plecăm de acolo, Creatorul face unele creiere să fie mai receptive la informațiile care vin de acolo. Poate că Creatorul însuși simte nevoia să vorbească, să comunice prin unele persoane. Este posibil. Nu dau lecții, doar fac o presupunere. Dincolo de rațiune există emoțiile. Și Doamna Popa asta face. Există emoții pe care noi le exprimăm și emoții care nu le exprimăm. Acestea sunt emoții captive. Fiecare emoție are un substrat chimic. Această chimie se transmite corpului, diverse țesuturi și organe. Și dacă nu este exprimată, din motive de genă, din motive sociale, ea se localizează pe un organ sau pe un țesut și receptorii o transmit ADN-ului din celulă și ei încep să fabrice proteine alterate așa cum este emoția negativă. Sigur că da, dacă vorbim frumos, ne acceptăm semenii, suntem cu ei generoși, buni, blânzi, suntem bucuroși, nu exprimăm nici depresia, nici frica, anxietatea care strică enorm de mult din existența noastră și din substanța noastră, atunci ADN-ul nostru va fabrica niște proteine care corespund sănătății noastre. E bine, aceste emoții captive le putem avea din prima copilărie de-a lungul întregii vieți. Spuneam că ele rămân captive, rezistente și prin intermediul substanțului nostru genetic creează în noi efecte de ordin fizic, de ordine emoțional, deci creează boală. Foarte multe boli, spunea și doamna Popa și Nelson, cu care a făcut domnia sa cursuri, foarte multe boli au o cauză ascunsă. Nu știm de unde vine. E bine, poate în copilărie, poate mai târziu, mi se întâmplă ceva, am trăit o emoție foarte puternică. N-am stat să gândim foarte mult asupra ei și ea se depune undeva pentru că are o chimie. Altfel spus, orice stare psihică are o chimie proprie. Dacă suntem veseli, e o chimie favorabilă sănătății. Dacă suntem triști, e o chimie nefavorabilă sănătății. De aceea am spus că avem nevoie de bucurie, de veselie, măcar ca o cafea. Măcar toate orele în care noi ne încărcăm, vrând nevrând cu această chimie negativă prin modul în care trăim viața. Cel puțin să ne găsim o oră de repaus,
20 de minute cel puțin în care noi să ne descărcăm de această chimie negativă, să aducem în minte un eveniment fericit, o bucurie. Nu există om să nu fie iubit odată, căsătoria, etc., succesul social, succesul profesional. Există în viața noastră, fiecare dintre noi avem o experiență pozitivă. Acea experiență pozitivă, dacă noi aducem, o invocăm și aducem în creierul nostru, ea vine cu întreaga chimie. Și ne schimbăm chimia negativă. Dacă nu facem lucrul ăsta și tot timpul, uitați-vă la oameni care sunt întunecați, tot timpul merg cu capul în jos și supărați, și parcă le plouă și le ninge chip că afară e doar soare. Oamenii se încarcă cu energie negativă. Și mai devreme să mai târziu pe aceste bolnavi cu 5. În primul rând că n-ai o viață lungă. Longevitatea este dată de bolunte, de a gândi. Și încă vorbim de longevitate. Să termin ideea de emoțiile captive. Asta este ceea ce face doamna Popa. Sunt tehnici pe care le-au folosit și alții mei. Pe vreme Dumnezeu a făcut un curs, dar vreau să spun că Dumnezeu, având o inteligență deosebită, a adăugat la această tehnică o serie întreagă de alte elemente noi, originale, și am văzut-o lucrând. Și ca să înțelegeți că nu vorbesc pentru că Dumnezeu m-ar fi convins cumva, trebuie să vă povestesc un caz. M-am dus cu fiul meu la Sinaia, a trebuit să car multe cărți, că asta e destinul meu. Altunam, nu mă duc la plumb, citesc și scriu cărți. Tata m-a zis că tu nu ești bun de trimit la școală și asta a făcut și mulțumesc. El mi-a luat, evident. Ei, cărând eu toate aceste lucruri, s-a decompensat o hernie de disc. Aveam niște dureri cumplite și doamna era nu știu unde plecată. Și fiul meu pune mâna pe telefon, îi spune doamne și doamna de unde era, habar n-am unde s-a dus atunci, pentru că era așa. Și n-am întrebat-o, dar știu că mi-a luat durerea pe loc și că n-am mai avut după aceea de loc. Ceea ce spun acum, vă pot spune cu toată onestitatea, nu este, n-am niciun motiv să o laud sau să nu o laud. Vreau să spun că probabil faptul că eu discut acest lucru, că îl spun, este pentru că am experiență proprie. Pe urmă, sigur, am văzut-o lucrând în ședințe cu oamenii, poate lucrează și cu dumneavoastră și lucrul ăsta este posibil. Așadar, ce face Doamna? Le eliberează. Eliberează aceste emoții captive și pur și simplu, am spus că emoția captivă este cea care dă un efect de ordine fizic și psihic. Adică o tulburare. O depresie, o tristețe, o durere undeva. Și Doamna nu face nimic decât să ia, prin tehnica domniei sale, care o să o vedeți, preia această emoție și o scoate. Îi purgează. O înlătură. Ea nu mai stă pe celula aia, pe structura aia noastră, să lucreze, să acționeze la modul negativ asupra noastră. V-am promis, și cu asta vreau să mă apropii de o anumită lucruri, v-am promis că vă voi spune ceva despre modalitatea de a rămâne tineri. Există peste 52 de gene descrise de un anume chinez Chang, care lucrează în America. El le-a numit Sinfonia Tinereții. Aceste gene sunt cele care, întocmai ca o sinfonie, lucrează pentru tinerețea noastră, pentru forța noastră, pentru sănătatea noastră. Important este ca noi să putem să... Nu să trăim mai mult la, ca ființă larvară, să trăim cât mai mult, dar cu forța fizică, intelectuală, păstrată. Despre asta este vorba. Nimeni nu promite că o să trăim sute de ani și pur și simplu, atâta vreme cât trăim, să învățăm cum să ne păstrăm această tinerețe, această forță pe care ne-o dă tinerețea prin intermediul Universului. Este un lucru colosal asta, de altă discuție. Ce condiții îndeplinesc astea? Păi, în primul rând, că acestea sunt condiții favorabile și nefavorabile acestor enzime ale tinereții. Una este gândirea. Am spus că o gândire pozitivă, care înseamnă iubire, înseamnă generozitate, bunătate, blândețe, sentimentul de altruism pentru celălalt, de acceptare, de respect pentru celălalt. Toate aceste calmuri, toate aceste lucruri înseamnă o gândire pozitivă. Inversul lor, ura, furia. Nici nu știți când neuroni mor în momentul când ne înfuriem. Neuronii noștri sunt extraordinar de sensibili, foarte sensibili la, mai ales la supărare, la furie. În momentul când ne mâniem și ne enervăm, noi creăm în creier o tensiune foarte înaltă. Această tensiune pur și simplu ne arde neuronii. De aceea este foarte important
să facem cât putem de mult să ne enervăm. Aici intervine ceea ce se numește reziliența. Adică, dacă știi că supărându-te pe cineva sau alte condiții, sau în altă circunstanță, asta îți face rău și neuronilor tăi și sănătății tale. Atunci, încearcă să-ți revii cât mai repede. Asta înseamnă reziliență, capacitatea de a reveni foarte repede dintr-o supărare. Spuneam că puteți să înlocuiți tristețea, depresia, furia, aducând în mintea noastră un eveniment fericit, care vine cu energia și cu chimia lui. Eu știu că toate guvernele dictatoriale vor să le stăpânească prin frică. Eu știu că toată media unii care n-au de lucru tot timpul vor să ne spăimânte. Și m-am întrebat și am scris și am spus cu tot. Dacă noi, voi, ăia de acolo, de sus, recunoașteți că nu avem atâta economie dezvoltată încât să investim în medicină, pentru ce acești indivizi țin cu orice preț să ne transmită numai știri negative? Aia înseamnă stres. Stresul înseamnă chimie negativă, înseamnă frică, înseamnă boală, înseamnă să afectăm tot întregul nostru neuron. Am să vă spun un lucru. Noi ne naștem cu patru baze fundamentale, se numesc baze azotate, care au o ordine. ATCC, adenină, timină, citozină, guanină. Cu asta ne naștem. Asta este modul nostru funcțional. Avem 26 de litere în alfabet pentru a vorbi și numai patru baze fundamentale în ADN-ul nostru pentru a trăi. Hei, stresul, frica, depresia, supărarea, ura, gelozia, toate acestea schimbă ordinea. Schimbarea ordinii înseamnă boală. Știți prin ce se restabilește această ordine? Se ridică o gândire pozitivă, dar cel mai important este, și nu pentru că îl văd pe părintele aici, această ordine cu care ne naștem de dincolo, rugăciunea. Din rugăciune, noi restabilim această ordine a bazelor. Ceea ce fac eu acum este să explic științific ceea ce dumnealor vedem. Acest lucru este extrem de important. Dacă religia o despărțim de știință și vrem numai să fim numai unii și numai ceilalți, greșim. Pentru că sunt enorm de multe lucruri lanse de știință în favoarea religiei. Dacă ele n-ar exista, eu n-aș fi atât de convins de existența unei rațiuni divine. Dar pentru mine rațiunea divină are o explicație perfectă. De 1000 de ori vă pot spune. Dacă Universul a devenit mai întâi, era o materie anorganică, ce determină trecerea de la neviu la viu? Cu alte cuvinte, ce face din mort un viu? Deci, toată chimia din substanța anorganică este și chimia din noi. Avem 50 de elemente chimice din noi, din tabelul lui Mendeleev, și 6 fundamentale. Astea au fost și în Pământul care s-a desprins în Soare acum 5 miliarde de ani, și după 3 miliarde de ani, mai exact 2,2 miliarde de ani s-a răcit și începe viața. Cine face ca această materie anorganică cu aceeași chimie să devină vie? Dacă cineva mi explică lucrul ăsta, atunci eu spun, e perfect. Asta nu poate fi decât o inteligență care este dincolo de materie. 2. Păi spunem că suntem rodul întâmplării. Dacă e întâmplare, să mi se explice cum au apărut două sexe opuse la începutul lumii. Pentru că doi parteneri însemnat cu anatomie complementară și în același timp capacitatea mamei de a genera o nouă ființă. Acestea sunt întrebări la care noi trebuie să răspundem. Și nu putem să găsim o altă explicație decât dacă admitem că în Universul ăsta există o rațiune. Întoarcem la părerea noastră. Așadar, spuneam o gândire pozitivă. Am explicat-o. Alimentația este extrem de importantă. Alimentație în care trebuie să avem obligatoriu. Iată ce spune acest japonez. Noi nu avem suficiente enzime să digerăm tot ce se întâmplă în nostru. El spunea că carnea și lactatele sunt reziduri care rămân în corpul nostru nedigerate și sunt unul din factorii de îmbătrânire. De aceea, spune el, la fiecare masă trebuie să o însoțim de legume și fructe proaspete. Legumele veștete, spune el, sunt n-au viață. Sunt frunze moarte. Avem nevoie de cele vii care aduc enzime și aceste enzime să ne permită să digerăm toate rezidurile care rămân în colon și tubul nostru digestiv. Avem nevoie de acest lucru.
Deci este foarte important ca să știm alimentația. Apa este unul dintre criteriile care 6-8 pahare de apă sunt obligatorii să fie. Mai departe, e foarte importantă socializarea. În momentul în care noi discutăm fiecare unul de celălalt, ne dăm o energie. Dacă noi avem niște contoare puse, indiferent de distanța noastră, poți să fii la New York sau la Dallas, cum e doamna, dacă discuția dintre cei doi parteneri este o discuție amiabilă, ambii parteneri câștigă enorm de multă energie, fotoni, asta e energie vitală. Dacă din potrivă discuția este conflictuală, cum se întâmplă adeseori la televiziune, aceea este un stres. Noi pierdem, contorul registrează foarte mulți fotoni pierduți, pierdem energia noastră vitală. Deci este încă o altă condiție. Condiția socializării este extrem, extrem de importantă. Cu alte gândire. Uite, hrana excesivă, hipercalorică, nu este bună, favorabilă tinereții. După 50 de ani se spune că nu mai avem senzația de sete. Trebuie să avem apă conștienți că... Vârstnicii mai ales, am văzut în spitale foarte mulți, încă nu beau apă, ajung la stări de confuzie, dezorientare. Aduc aminte, iarna aia mare, mă cheamă cineva la spital, era un om în vârstă, nu se opera, era confuz, medicul s-a speriat și am venit și l-am văzut de la spune așa, am văzut plivul și am zis, dați-i apă să bea. Cum, pentru asta ați venit? Da. Dați-i apă să bea, să vedeți că vorbește. Este o realitate. Ceea ce spune este o experiență. Acum, uite, în o medicină mai veche, orientală de câteva mii de ani, se spune așa, că noi lucrăm cu energia din alimente, cum este și firesc. Dar dacă activitatea noastră este mai îndelungată și energia pe care alimentele ne procură este epuizată, atunci avem nevoie de o energie în plus. Această energie se ia din structura noastră. Așa, eu numesc energie structurală. Dacă lucrul ăsta se petrece foarte des, de acolo noi suntem obligați să, cu timpul, luăm energia de la ficat, o luăm de la orice alt organ, cu timpul, zona respectivă, acolo apare o boală, o patologie. De aceea recomand această relaxare zilnică în care, mai ales după serviciu, să te încași cu energie. Nu sunt lucrurile, dacă citiți cărțile, vă speriați. Este simplu să stai doar cu ochii închiși în poziția cea mai comodă și să încerci să nu gândești la nimic și să vei vedea că să ai o respirație pe care corpul și-o impune singură, nu să-i impui tu. Toate cărțile care scriu lucrul ăsta greșesc, pentru că noi avem fiecare dintre noi o capacitate de respiratorie diferită. Deci ritmul meu respirator, numai corpul meu nu poate spune, nici creierul meu. Pur și simplu respir așa cum mi se cere. Asta se întâmplă. Cu fiecare expirație veți vedea că mă încărcați cu energie. Adică cu acea energie care pierdem în procesul de muncă. Este una din condițiile de menținere a forței de energie și a tinereții noastre, a forței noastre fizice neepuizabile. Ceea ce este extrem de important. O altă lucru, foarte importantă. Afirmația. Dați afirmații pozitive. Nu folosiți cuvântul nu. Napoleon îl excludea din discuție. Pentru mine spune el nu există nu. Nu începeți o frază. Eu nu pot să fac asta pentru că n-am făcut-o niciodată. Eu pot să fac. Educația noastră e educație educativă. Noi ni s-a spus că nu putem să învățăm cu poezie ca lui Ceafor, care e 98 de strofe. Nu putem să avem o se întreagă de performanțe pentru că suntem numai oameni. Nu e adevărat. Această educație e limitativă. Uitați-vă la oamenii care au performanțe cu totul deosebite. Acești oameni, pur și simplu, și-au depășit condițiile. Această barieră psihologică, cum o numesc eu. Fiecare dintre noi, din educație, obține o barieră psihologică și au foarte multe lucruri de care ni se cer, spune că nu le putem face. Nu e adevărat. Noi putem face orice. Eu spun așa. Dacă un singur om este capabil să treacă printr-un zid, desfăcându-se în atomii, componenți și dincolo să se recompună, înseamnă că orice om poate să facă lucrul ăsta. Dacă nu s-a făcut, înseamnă că nu există posibilitatea asta. Deci tot ce poate face un om, poate și să știi celălalt. E adevărat? Nu, imediat. În toate lucrurile este o învățare. Adică un timp în care poți să înveți. Faceți lucrul ăsta și veți vedea cât e de important. Am spus că subconștientul nu are reacțiunea conștientului și el primește orice îi se dă. Dacă noi îi dăm o afirmație, dar cu sens pozitiv sau negativ,
El face acel lucru. Vrei să înveți. Vreau să știu lucrul ăsta. Dai ordin creierului. Eu mi-aduc aminte că în momentul când eram student și îmi dădeam seama că unele noțiuni am nevoie de ele toată viața, îi spuneam creierului, asta trebuie să-l uiți niciodată. Și vreau să credeți că îți țin și acum minte. Sunt lucruri pe care le uităm la examen, sunt lucruri în viață, dar sunt lucruri pe care dacă creierul tău îi dai această informație, pur și simplu vorbiți cu creierul. Noi suntem doi, avem un sine în profunzimea noastră și un creier. Noi suntem o conștiință și un creier. Creierul îi spui să vorbească, vorbește, îi spui să dacă tace, deci avem un dialog în noi, cu noi înșine. Acest dialog, dacă îl aveți numai pe linie pozitivă, pur și simplu. Aveți de realizat ceva. Uite, de pildă, unii vor să aibă o casă. El trebuie să-și imagineze în amănunt cum vrea să fie, să-și o clipați din creierului și pur și simplu, și să repete acest lucru. Cărțile spun, psihologie, cel puțin acest marfide, în forța subconștientului, spune, cel puțin, 3 la 5 ori pe zi, câteva minute, timp de 30 de zile, gândiți-o repetat, până subconștientul o preia și el spuneam că are inteligența Universului și pur și simplu creează acele condiții prin care puteți să faci. Eu am făcut următoarea experiență. Am citit pe vremuri, da? Rampa, și el spunea acolo, dați-i ordin creierului, dați-i seara, care e momentul zilei în care această informație o preia subconștientul cel mai bine. La trezire, când nu suntem suficient de treziți, și la adormire. Am vrut odată, cu experiență. El spunea că dacă îi dai ordine subconștientului, poți să găsești, să faci orice. Și am zis, uite, vreau să găsesc o carte cu ochii închiși când mă trezesc a doua de dimineață. Și m-am dus cu ochii închiși și am luat-o din... Eu am mii de cărți, întâmplător. Exact acea carte. Odată mi-am pierdut niște acte. La vremurile a pierde actele, erau foarte clar. Din nou i-am spus, creierul mine dimineață, căutându-le peste tot. I-am spus, creierul mine dimineață, trebuie să-mi spui unde sunt. M-am trezit și m-am dus exact în altă cană, de la altă haină pe el. Deci acest lucru este real. Când spun asta, eu vă spun din experiențele mele, cărțile spun multe alte lucruri care nu se pare povești, dar nu sunt povești. Așadar, vreți să vă mențineți o anumită ipostază de fizică. Rămâneți la aceea ipostază, la acel ceva care vă place. Uite, puteți să vă placeți cum arătați la 20, nu la 20, la 40, la 30 de ani. Mențineți această imagine în minte, purtați-o în permanență și să vă spun experiența care o justifică. S-au avut următoare experiență. S-au luat un grup de vârstnici, de 60 de ani, au zis, li s-au luat analize de sânge, deci asta corespunde vârstele de 60 de ani. Acum, i-a instruit timp de câteva zile, aduceți în mintea voastră imaginea de la 20 de ani mai puțin, de la 40 de ani. Gândiți-o permanent. După 10 zile s-a făcut din nou investigațiile și toate analizele corespundeau vârste de 40 de ani. Această experiență făcută la Harvard. Harvard e una dintre cele mai importante universități americane. Am spus că tot ceea ce spun eu este experimentat și lucruri care ne imaginăm. Ei, păstrați o imagine pe care o vreți în permanență și este una din modalitățile în care toate celelalte pe care le-am spus eu, adăugat la ceea ce am discutat acum, la aceste motivații, la aceste afirmații pozitive, pur și simplu aveți toate șansele să depășiți limitele care noi le-am învățat, că nu poți să arăți la 60 cum arăți la 40. Faceți experiența. Poate că nu o să fie exact ca la 40, dar în orice caz, ce înseamnă, care este baza neurofiziologică a ceea ce spun eu? Creierul nu face diferența între ceea ce îi se spune, ca realitate și imaginație. Și atunci, dacă creierului nostru îi dăm ordinul să execute acel ceva, să păstreze imaginea aia pe care eu mi-am fixat-o, el o preia, și toate reacțiile pe care le are, sunt reacțiile care corespund acelei vârste. Nu tocmai, nu 100%, că dacă ar fi acela, rămâne veșnic, nu am mai trăit niciodată. Dar să obțină o serie întreagă de beneficii în această manieră, pe care eu recomand ca una care este experimentată. Așadar, închei, vreau să spun că avem niște baze științifice pentru care noi putem să fim și fericiți, putem să ne înțelegem cu vecinii noștri, cu prietenii noștri, pentru
baze științifice pe care omenirea putea să se salveze. În toate conferințele mele am spus, dacă vreți să continuați, opriți-vă. Paradoxal. Pentru că ceea ce se face în clipa de față, Dumnezeu e cu noi, îl rugăm, pentru că riscul de a se generaliza prin dobitucia, mă rog, în voința unora care sunt mai aproape sau mai departe, unii sunt adorați, alții neadorați, nu e rostul meu să spun, le definesc eu acum, s-ar putea întâmpla lucrul acesta. Citesc literatură scrisă astăzi, în zilele noastre, de oameni responsabili și îngrijorarea este foarte, foarte mare. Așadar, Dumnezeu ne-a construit să avem toate șansele, toate beneficiile, dacă învățăm câteva lucruri. Le-am discutat. Dumnezeu nu ne-a creat ca să vină niște nebuni să ne ucidă. Să ne rugăm să ne păstrăm. Și cu asta mulțumesc. A făcut posibilă această întâlnire a noastră. Sunteți aici și ați dorit să, chiar dacă a fost atât de hard, ați ales să fiți aici și foarte mulți ați venit de departe. De foarte departe. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc prietenului meu, Valentin Smedescu, cu care am copilărit și am crescut împreună. Și de fiecare dată când l-am văzut ce frumos a crescut și a înflorit acest om, eu vreau să-i spun că sunt mândră de el și că este consulteană și vecinul meu și îl iubesc pentru tot ce este. Eu sunt și mai mândru de tine, Titiana, și mă bucur că din 2011, de când ne-am văzut ultima dată și până acum în 2022, ai crescut atât de spectaculos și ai revenit la Râmnicu Vâlcea în această companie absolut fabuloasă pentru noi. Domnul profesor, mulțumesc mult de tot. Ești total vinovat, fiindcă Valentin, când auzi că am făcut la București conferința, zice, și când o să vii și la noi la Vâlcea? Era clar că următoarea conferință trebuia să fie la Vâlcea, la locul meu natal. Și nu se putea face în altă parte decât la Vâlcea. Așa că de-abia așteptam momentul întâlnirii cu ai mei, cu sufletul meu. De câte ori vin și arunc în Vâlcea, simt așa cum mă încarc și sunt sentimente pe care e greu să le descriu în cuvinte. Iubesc. Și acum când am mers prin oraș, am văzut cât de frumos ați făcut acest oraș. Este splendid și vă felicit pentru asta. Haideți să vă povestesc ce fac eu. Foarte mulți ani am pictat biserici, vreo 30 de ani am pictat biserici. Și de la această meserie am ajuns să îmbrățișez, deci icoanele au fost cele care au vindecat sufletul oamenilor. Și a apărut în viața mea această tehnică care ajută să vindece și trupul omului. Chiar un pic mai mult. Sufletește, trupește și mental. Fiindcă multe cazuri au venit către mine și cu dureri fizice și cu dureri sufletești. Și cu dureri emoționale, chiar probleme spirituale, rătăciri care le era greu să vină înapoi pe cale. Și foarte repede,
Pot să spun că marea majoritate, după prima ședință, deja sunt atom. Și cred că multe persoane din această sală, dacă vor, poate să ridice mâna cei care au lucrat cu mine deja. Au venit de departe. Au simțit această modificare instantanee care se poate face în corpul nostru. Fiecare boală, fiecare simptom care vine asupra noastră, vine să fie recunoscut, vine ca să spună ceva, vine ca să ne ajute să rezolvăm ceva. Nu vine degeaba. De aceea este foarte important să acceptăm, să-i spunem acelui simptom că l-am văzut și suntem gata să lăsăm să plece. Dr. Bledel Nelson a făcut un program care ne ajută foarte ușor să eliberăm, să găsim cauza unui simptom. Deci, se merge la cauză. Noi nu tratăm boala, tratăm simptomul. Și găsim cauza și îndepărtându-o cu ajutorul unui magnet. Se poate face acest lucru. Mergând pe meridianul guvernor, vasul guvernor, care pornește din celul gurii pe coloană până jos la coccis. Acest meridian ne ajută și ne trezește sistemul nostru nervos și face corpul nostru fizic să fie atent la formula pe care eu o să o rostesc în momentul în care găsesc acel motiv care a generat durerea din corp sau starea din corp. Nu neapărat trebuie să fie o durere, dar câteodată pur și simplu avem o stare apatică. Și nu ne doare fizic, dar suntem atât de amorțiți și înțepeniți și nu știm cum să ieșim din această stare. Cu acest magnețel de frigider se poate scoate această stare. Mi-am propus astăzi să fac și demonstrații. O să vă rog, o să întreb, o să ridicați mâna și ca să fie cel mai bine, eu o să măsor neuromuscular pe cine va trebui să alege. Vă promit că nu o să aleg pe nimeni cunoscut. Și o să păstrează, stăm în legătura și oricine va avea nevoie de lămuriri. Eu, cât sunt în țară, pe WhatsApp o să vă pot răspunde la întrebări și să vă pot spune despre ce e vorba, dacă pot să vă ajut cu ceva. Adică să știți că nu această tehnică este minunată, dar nu rezolvă absolut toate lucrurile. Nu, această tehnică nu înlocuiește medicina alopată și acest lucru trebuie să-l știți. Dar în completare cu medicina alopată face minuni. Dacă v-ați uitat pe videourile mele, am aici pe Alina, ridică-te un pic, te rog, care a venit în luna martie, a fost la sala Dallas pentru prima oară. Te mulțumesc că ai venit aici. Alina s-a confruntat, hai să zicem că s-a confruntat cu un cancer la sân. Și mental era destul de rămată. Și am lucrat împreună și am cercetat cât de bine sânul ei comunică cu creierul, cât de bine emisferele cerebrale comunică între ele. Deci am verificat conexiunile corpului pentru a aduce armonia și comunicarea în corp și să susținem procesul de autovindecare. Alina, de când ne-am întâlnit, este, cred, alt om. Și starea ei de bine și de sănătate s-a îmbunătățit major. Și îți mulțumesc că am văzut drumul de la Timișoara să fie astăzi cu noi. Este minunat. Deci, noi avem două emisfere cerebrale. Din măsurătorile mele, aceste emisfere trebuie să comunice între ele. Emisfera cerebrală din dreapta trebuie să comunice, transmită către stânga și stânga să transmită către dreapta. Deci sunt ca autostrăzile cu două sensuri.
De multe ori s-a întâmplat să găsesc măsori, valori diferite. Și în momentul în care am echilibrat aceste emisfere cerebrale, dând la o parte motivul care a generat acest lucru, imediat persoanele au fost așa, ca o minune care s-a întâmplat. Mintea s-a clarificat, persoana mult mai repede s-a liniștit, s-a așezat și după aceea toate comenzile din corp au putut să fie transmise mult mai ușor. Deci, în general, la prima ședință plec de la cap pentru a fi sigură că emisferele cerebrale comunică cum trebuie, după care verificăm celelalte. La fel, fiecare organ, fiecare glandă, fiecare părticică din corpul nostru trebuie să primească informația de la creier și să transmită un feedback către creier. Mult mai multe lucruri, cei care sunteți interesați, o să vă puteți să veniți pe 6 august la sala Dales. Acolo avem un seminar unde o să învățăm cum putem accesa subconștientul și cum putem aduce starea de bine și să susținem corpul nostru în procesul de autovindecare. Pentru un moment o să intrați pe site și găsiți acolo. Haideți să vedem. O să probăm aici dacă merge. Aici pe ecran avem Body Code, se numește acest program, făcut de Dr. Bradley Nelson și poate, Mari, aș vrea să-mi dai un pic mai în spate. O secundă. Am o singură intervenție, o singură adăugare. Astăzi, pe pagina Bibliotecii Vâlcene, am publicat un scurt material video de 4 minute, maximum 4 minute, în care profesorul Nelson, despre care vă vorbește Titiana, ne-o prezintă și ne spune cine e, de fapt, Titiana. Acel video este edificator, dincolo de orice v-aș spune eu sau oricine altcineva de aici, de la Vâlcea. Pe pagina Bibliotecii Vâlceană și distribuit în toate grupurile din Vâlcea. Rugămintea este să folosesc la usul ăsta. Da. Titian, vreți și întrebări? Da. După. Gata, da. O să putem să luăm și întrebări, dacă după ce o să facem câteva demonstrații, să vedem. În afară de acest program, adică lucrez foarte multe. În ultimii 5 ani a devenit meseria mea de bază. Lucrez în fiecare zi. Și, deci îmi ocupă tot timpul. Și cu fiecare persoană am mai găsit ceva, am mai realizat că acel om se mai confruntă și cu altceva decât ce este în acest program. Ca orice program, are limitele lui. Este foarte bine făcut și ajută pe foarte multă lume. Dar atunci când vrei mai mult și mai ales când ești expus la niște cazuri mai complicate, simt nevoia să mai citești, să mai te documentezi și să găsești și alte părți, să îți muți poziția de observator și să privești acea persoană din toate unghiurile. Și asta cred eu că a ajutat foarte mult la soluționarea foarte multor cazuri. Deci, datorită acestui lucru, am făcut un magnet care are un tabel pe el, în care am adunat 81 de energii, le-am spus eu, energii care ne afectează viața. Este miraculos așa când dau peste ele măsor și spun, știi, ai o energie de victimă. Și acea persoană zice, da, mă simt tot timpul, m-am simțit victimă, victima lui mama sau victima soțului, sau victima copiilor sau la servici. Oamenii se confruntă cu astfel de stări și astfel de stări pot fi scoase cu un magnet. Dacă pui toată dragostea și rugăciunea în acest lucru, este posibil. Important e ca noi să știm cum să facem acest lucru.
Pentru mine fiecare terapie începe și se termină cu rugăciunea Tata Nostru. Și înainte de acest seminar, eu m-am rugat ca să pot să ajut pe cei care vor fi în această sală și vor cere ajutorul. Prin această rugăciune, eu să pot să măsor neuromuscular. Ce înseamnă această testare? Cu degetele. O să țin cu mâna dreaptă degetul mare și degetul, celelalte două degete strâns în formă de cerc și cu celelalte degete o să caut să deschid aceste degete. Da, nu se deschide, la nu se deschide imediat. Dar pentru asta trebuie exercițiu, trebuie relaxare, trebuie detașare de și trebuie să te detașezi indiferent de ce răspunde primii, ca să nu influențezi acea măsurătoare. Deci, ca terapeut, trebuie să fii o persoană conștientă și, dacă detașată e cuvântul spus, dar conștientă că, indiferent ce iese, trebuie să acceptăm și să rugăm pe Dumnezeu să ne arate soluția, care este soluția ideală pentru a da la o parte motivul care a generat acest lucru. Și eu sunt de părere că nu există problemă fără soluție. Poate că nu avem toate soluțiile, nu sunt toate soluțiile nici în Bodycop, nici în tabeluri pe care eu l-am făcut. Dar, pentru la București am pregătit și un ghid și acolo spun, dacă soluția nu este în acest tabel pe care l-am spus, poate că este nevoie și de altceva. Poate că este nevoie de o rugăciune. Poate că este nevoie de un post, o spovedanie, o împărtășanie. Poate că este nevoie să faci o plimbare, cum ne-a spus un profesor. Să ieși în aer liber și să stai la soare. Poate este nevoie de un exercițiu fizic. Să-ți miști un pic corpul, ca celulele din corpul tău să se activeze și să înceapă să se miște, să se simtă vii. Să nu mai vegetăm. Am dat sau poate este nevoie de un tratament alopat sau o intervenție chirurgicală. Și deci acest lucru nu elimină o intervenție chirurgicală. Deci atenție! Cei care doriți să prindeți pe acest drum, fiindcă intenția domnului profesor, după conferința de la Dallas, mi-a zis, Titiana, e atâta lume care mă întreabă, când vii să faci un curs aici? Trebuie să structurezi un seminar, să vii să înveți și altă lume. Și atunci m-a pus la treabă, fiind mai mică și dânsul fiind atât de drăguț și tot timpul mi-a dat tot suportul și orice am avut nevoie să aflu, dânsul și-a făcut timp și am discutat ore în șir pe internet și m-a ghidat așa și mulțumesc foarte mult pentru asta. Și pentru încrederea că poate să investească în mine ceva și cred că este mândru de mine. Deci, haideți să facem o demonstrație, să vedem dacă este cineva cu afecțiune, dacă este cineva care, prima dată, dacă are o durere cineva în acest moment. Este cineva cu o durere fizică în acest moment? Da. Ca să mă mișc cât de repede posibil, ca să putem vedea cât mai multă lume. Ioana. Fata mea cea mare o cheamă Ioana. Câți ani e Ioana? Avem un microfon aici, Valentin? Un microfon e posibil să avem? Da. Am 32 de ani. Și care este problema cu care te confrunți? Acum, în momentul ăsta. Mai tot timpul foarte balonată din nimic. Ok. Asta este... Da. Adică am încercat și prin alimentație, sport, toate cele și
continuă să se umfle foarte tare. Și asta îți creează după masă. Da, da. Ai ceva pe ceea ce ai dat să rezolvăm de asta? Doar asta, doar asta îi rezolvăm de asta. Haideți să vedem să pot să mă conectez la tine. Da, deci eu măsor pentru Ioana, da. Dacă aș fi fost nu, deja, deci dacă întreb măsor pentru Titiana, deja degetele se desfac, fiindcă energia mea este conectată la ea. Ioana, da. Haideți să vedem ce anume a determinat această... Da, cred că va trebui să-mi iau și ochelari. Așa. Deci, blocajul... Deci eu o să pun întrebările cu voce tare ca să înțelegeți ce căutăm și ce găsim. Deci blocajul care a determinat această balonare a ei este determinat de ei. Este în baricol, nu e în baricol, este tabelul pe care l-a făcut. Aceasta. Este pe coloana A, coloana B. Coloana 2, coloana 3, coloana 4. Este vorba de o energie de frică cu care tu te confrunți. Trebuie să scoatem, nu. Această frică a apărut. Uite de 28. La 28 de ani, o energie de frică a apărut la tine. O să-ți dai seama despre ce e vorba? O conștientizezi? Nu neapărat. Vârsta, da, încerc mai degrabă poate 26, 27, dar e undeva... Aceea este zona, fiindcă ziua în care ai împlinit 27 de ani și în jurul vârstei de 26. A fost o energie de frică care a afectat sistemul digestiv. O să te rog să te întorci cu spatele și eu acum, cu magnetul, cu partea magnetică, o să merg pe meridianul pe vasul guvernor să eliberez această energie de frică, da? Pentru aceasta o să merg de jos în sus. Inspir, expir și te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Eliberăm acum total, pur și definitiv, toată energia de frică de la Ioana, care i-a generat această balonare, această stare și toate blocajele și distorsiuni generate de această frică. Și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze această frică și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonia, ajutor, Dumnezeu și vindecare. Amin. Mulțumesc. Okay, am reușit să scoatem această frică? Da. Mai există alt motiv care a generat această balonare? Mai există alt motiv care întreține această balonare? Da. Deci sunt două întrebări diferite. Cea de clanșat a fost frica, dar după aceea au mai apărut și alte motive care să-i întrețină acest lucru, să-i favorizeze acest lucru. Ok. Acest motiv care îți întreține această balonare este un baricol. Este un misalignment. Misalignment înseamnă o deplasare. Acest program este în engleză. Pe de la locul ei. Mai are un motiv, nu putem să o aducem la loc, da. Deci, vezica ei biliară este mișcată de la locul ei și asta nu permite ca sistemul ei digestiv să funcționeze 100%. Hai să o aducem la loc. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos aducem vezica ta biliară fizică 100% de materia spirituală și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos aducem vezica ta biliară fizică 100% în matricea spirituală și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos să aducem dedicată biliară fizică 100% în matricea spirituală și o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a se vindeca în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Mulțumesc.
să aducem la loc de zicătă miliardă, dar mai există un alt motiv care îți întreține această balonă. Hai să resetăm sistemul digestiv. Inspir, expir. O să mergem de sus în jos de această dată. Numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință sistemului tău digestiv. Și la linie îl resetăm și îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a se reseta 100% pentru ca aceasta să susțină procesul de vindecare și bună funcționare. Amin. După conferință, domnule. După conferință, vă rog. Nu întrerupeți pe doamnă. Acest caz trebuie lucrat foarte mult, dar urgența acum este durerea de cap. Să vedem dacă putem să facem ceva, să trebuie să sticlă de apă pentru ea. Ok. Deci, Roxana. Mă sunăm pentru Roxana. Da. Putem să care ți-a declarat această durere de cap este în body flow. Este în body flow. În misalignment. Stai cu patru încă nu poate să scriu. Parietal din partea dreaptă este deplasat. Aici, parietal din partea este deplasat. Are un motiv pentru ea. Nu trebuie să facă care e la partea. Nu merge pe asta. Da. Deci, osul parietal din partea dreaptă este deplasat. Și motivul pentru care acest os s-a deplasat este partea asta la partea dreaptă. Patogen. A fost o infecție virală la mijloc care a generat deplasarea acestui os. Putem să scoatem? Da, putem să scoatem. Bun, hai să scoatem. Inspir, expir și te relaxezi, da? În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum, total, profund și definitiv, toată infecția virală care ți-a afectat osul parietal și ți-a generat această durere de cap. Toate blocajele și sesiuni generate de aceasta și rugăm Mântuitorului să vină, să șteargă, să anuleze, să deintegreze toată această infecție virală și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonia, ajutorul la Dumnezeu și sănătate după mare la tăia. Amin. Cât de mare era durerea când ai venit pe 5? De 5. La 1 la 10 avem o durere de 5. Nu știu să scoatem infecția virală, da. Putem aduce un sun la loc. Da. Aducem acest program. Inspir, expir. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos aducem osul
tău, Panier Rami, Nerda Fizic, 100% matricea spirituală și reglamentă. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem postul parietabil, neapta fiind. 100% matricea spirituală și reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem postul tău parietal din dreapta fizică. 100% matricea spirituală și reconectăm. Și îl binecuvântăm cu puterea de a se vindeca cu cea mai scurtă putință, să-și poată deplini cu ușurință și apoi toate funcțiile și obișnuințe pentru care a fost făcut. Am reușit să ajungem la locul lui? Da. Există un blocaj care ți-a determinat această durere de cap, da, acest blocaj îmi pare fort. Este în partea stângă, energy. Avem o emoție aici, la mine. Această emoție este. Este o vorba de emoție moștenită, care este pe coloana, coloana B, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Panică moștenită de la mama, mai de la mama ta. Deci panică moștenită de la mama ei, am primit confirmare peste tot. Putem scoate, se pare că deja știi evenimentul. Poți să le spui? La microfon. La microfon. Și s-a panicat când a văzut că este însărcinată mama. Hai să scădem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se eliberăm atunci total, profund, definitiv, toată emoția de panică, de moștenită de la mama ta și toate blocajele și stosurile generate de această sărnină să steargă, să anuleze, să demitreze de această panică. În locul acesteia, trebuie să pună echilibru, armonia, ajutor de la Dumnezeu, can, liniștire și siguranță, că m-a eliminat atunci. Am reușit să scoatem panica, da. Mai există un alt motiv care ți-a declanșat această durere de cap. Mai există un motiv care ți întreține această durere de cap, da, acest motiv este. Este în dezechilibru la tine. Putem să resetăm, da. Hai să resetăm câmpul magnetic. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință câmpului tău magnetic. Îl aliniem și îl resetăm și îl reconectăm. Și îl binecuvântăm cu puterea de a se reactiva 100%, pentru ca acesta să susțină procesul de vindecare și bună funcționare a întregului tău corp. Amin. Resetăm câteva magnetică. Mai stă un alt motiv care îți întreține această durere de cap, dar mai liniștea ta. Acest motiv este stângă. Toxicitate. Exces. Metabolic waste. Ai probleme de constipație. Cumva, poate că nu, deci cumva totul nu se elimină în timp, rezidurile metabolice și toxicitatea ajunge în corp, în sânge și asta, da. Da. Putem să curățăm această toxicitate? Da. În viitorii noștri să se liberăm atât sorbal, profus definitiv, toxicitatea, reziduri metabolice, care ți-a afectat starea ta de sănătate și procesul de vindecare. Toate blocajele și sursurile generate de aceasta și rugăm în cei domnul să vină, să șteagă, să anuleze, să dedicreze toată această toxicitate și în locul acestuia, în cei domnul să pune echilibru la mâine, ajutor de organizări și vindecare. Amin. Nu știu să scoatem. Da. Mai există un motiv care îți întreține această durere de cap, da, acest motiv este pe tabelul meu. Coloana A, coloana B, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Este o energie de neacceptare care a venit de la mama ta când a aflat de prezență. Da, deci neacceptarea pe care mama ei a trăit-o în momentul în care a realizat că este însărcinată, îi întreține încă și astăzi.
această curere de cale. O să scoatem și să iertăm pe mami. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă dăm acum toată propunerea din tine, toată neacceptarea, toată energia de neacceptare pe care a trăit-o mama ta când era însărcinată cu tine. Și toate blocajele și sosine generate de aceasta și rugăm Mântuitorul să vină, să șteargă, să anuleze, să depindeze toată această neacceptare pe care a trăit-o mama ta când a aflat că e însărcinată. Și în locul acestei neacceptări, rugăm Mântuitorul să pună echilibru, armonia, ruptor, dar nu despărți divina. Și pe mama ta o iertăm, o dezlegăm și o binecuvântăm după marirea ta. Cu această atitudine greșită. Toți avem la un moment dat atitudini greșite. Și acela a fost momentul în care mama ei a avut atitudine greșită față de ea. Mai există un alt blocaj care îți întreține aceste durere de cap? Mai dau mult de apă și ne spui pe ceea ce notăm. Ne dai vreau să spui cum te simți și care este la microfon. Da, mă simt foarte eliberată. O să ne mai dai un număr la durerea de cap? Dacă mai este, dacă nu, da, nu mai este. Să recunoști. Nu mai este. Mulțumesc! Mă numesc Adrian de la Sibiu, am o gonadroză foarte puternică de am murit o mașină. I-a murit imaginea. Am făcut ceva, m-am lăsat. Nici celulele din corpul nostru, parcă nu mai știu să gândească și să vindece, să aducă vindecare în corp. Da. Haideți să scoatem noi, să facem un pic de lumină. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, făcută din timp, toată energia de întunecare care ți-a afectat genunchiul tău și ți afectează procesul de vindecare și toate blocajele și să fie liberate de aceasta și vrem în cei domnul să vină. Și dacă să anuleze, să denigreze toată această energie de vindecare, în locul acestei angelii Domnului să pună echilibru, armonia, ajutorul de și luminarea tuturor celulelor din corpul tău, pentru că aceasta să susțină procesul de vindecare. Ok, am reușit să scoatem această energie, da. Mai este un alt blocaj care îți întreține durerea acest picior, acest blocaj poate să ne bată pe dreapta deplasat. Meniscul dumneavoastră este deplasat la acel picior, la piciorul drept.
fiindcă nu. Deci are un motiv. Motivul pentru care s-a deplasat, fiindcă nu ne lasă să-l aducem la loc. Deci, în momentul în care nu ne permite aducerea la loc, mai este un motiv acolo, la mijloc. Și până nu dăm la o parte, chiar dacă îi spunem noi să vină, vine poate pe moment, dar el va pleca, fiindcă motivul încă persistă. Deci acest motiv care a spăcut ca meniscul tău să se deplaseze este că poate așa nu poate ajunge acolo. Colana A, să dăm un 2, 3, 4. O energie de stagnare acolo la genunchiul tău. Deci ceva care... Anumite celule s-au înțepenit, nu mai vor să lucreze, să funcționeze. Da. Haideți să scoatem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total plăcutul din timp, toate energie de stagnare, care se afectat de genunchiul tău drept. Toate blocajele și situațiile generate de aceasta și le dăm în cerul Domnului să vină. Să șteargă, să anuleze, să lucreze toată această stagnare, în locul acestuia, din Domnul să pună echilibru, armonia, totul, Doamne. Vindecare după mare pare că avem aici și la coloana este deplasat. R5 este deplasat, vertebra R5 este deplasat. Deci știți aici? Da, avem ce probabil putem să o aducem la loc? Da, haideți să o aducem la loc. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos aducem vertebra ta L5 fizică. 100% matricea spirituală acolo unde ea aparține și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos aducem vertebra ta L5 fizică. 100% matricea spirituală și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos aducem vertebra ta L5 fizică. 100% matricea spirituală și o reconectăm. Să binecuvântăm cu puterea de a se vindecă și susține procesul de vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Am reușit să aducem vertebra L5 la locul ei, da? Mai stă bine ca așa să aducem meniscul la loc. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să aducem meniscul tău stând și zic. 100% matricea spirituală și îl reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să aducem meniscul tău de la piciorul drept fizic. 100% matricea spirituală și îl reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să aducem meniscul tău drept. 100% matricea spirituală și îl reconectăm. Era de să vindecăm. Am văzut ce la loc. Da. Mai sunt un blocaj care ține durerea de la genunchi. Acel blocaj este... Mai avem ceva de lucru acolo. Poate asta nu poate de atunci. 4G. O infecție bacteriană. Trebuie să știm unde este. Această infecție bacteriană este la un organ. Da, este infecție bacteriană la un organ. Să vedem despre ce organ este vorba. Este organ, poate să nu poate avea. Vezica biliară. Ei, și aici, dacă ne uităm pe figură, la vezica biliară, mușchiul corespondent vezicii biliare se află în spatele genunchiului drept. Deci foarte multă lume care are probleme cu genunchiul drept are de fapt probleme cu vezica biliară. Odată rezolvate problemele cu vezica, se potolește și genunchiul. Să scoatem. Da, deci a vrut să fie lămurită treaba asta. Haideți să scoatem noi această infecție bacteriană care a afectat. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total profund definitiv toată infecția bacteriană de la genunchiul tău drept. Toate blocajele și toți inspirate de aceasta și vreau încet unul să vină. Deci trebuie să anuleze, să denigreze toată această infecție bacteriană și în locul acestui angel Domnul să primă echilibru, armonia, ajutor de la Dumnezeu și vindecare. Deci să scoate și la... Asta nu mai vedeți. Și vreau încet unul să vină.
Familia, soarele, tatăl și reconciliere. Bine, cuvântăm să puterea de a te canti cu cel mai frumos părinte. Bine, și și să rezercăm și legătura dintre vezica divială și nostru corespondent. În numele Mântuitorului nostru Hristos, îi vendram cu cel corespondent de divinit dintre vezica divială și acest nostru corespondent. Și o aliniam și o resetăm și o reconectăm și o bine cu puterea de a te deprocente genunchiul tău să se poată vindeca în timpul cuvântului. Am reușit să rezătăm acest corespondent. Da. Este un locaș care se întreține durerea la genunchi. Mai există un locaș care este ascuns, care se întreține această durerea la genunchi. Timp de procesare, cam 2 săptămâni de zile. Dar chiar o să vă rog să accepta, dacă îmi dai un mâine de acolo, să-i dau numărul de telefon dânsului. Să-mi scrie, să-mi spune, după 2 săptămâni, trebuie să înceapă procesul de vindecare din simulă de oameni. Cu drag, Doamne ajută! Am zis că nu microfon. Deci, ce s-a întâmplat? Vă dau un microfon. Deci, deci nu v-ați născut așa. De cât timp sunteți? De la 14. Bun. Bine, haideți să facem. Care este numele tău? Monica Georgeta. Cred că dar ar fi bine. Deci, hai să vedem ce anume a determinat această... Este clar, traumă fizică. Să vedem exact unde este această traumă fizică. Această traumă fizică. Vedeți cât de frumos a structurat Dr. Nelson și ne duce la fiecare parte din corpul nostru. Deci, anatomic, a făcut un program extraordinar. Această traumă fizică a afectat cel. Deci, a afectat lobul occipital, care spune clar că este asociat cu procesarea imaginilor. Deci această traumă fizică a rămas la ea blocată, la acest lob. Putem să o scoatem? Da. Haideți să începem să vorbim mai tare. Inspir pe nas, expir pe gură și te relaxezi, da? În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund și definitiv, toată trauma fizică de la locul tău occipital și toate blocajele și distorsiunile generate de această traumă fizică și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această traumă fizică și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonia, ajutor de la Dumnezeu și vindecare și pe soțul tău îl iertăm, îl dezlegăm și îl binecuvântăm. Deci trebuie să-l ierți pe soțul tău pentru tirania făcută, da? Iertarea ne dezleagă de trecut. Deci, asta este una din cheile vindecării. Dacă vrei să te vindeci, va trebui să-l ierți așa cu tot sufletul tău. Da? Uite șervețele. Să știi că încă nu l-ai iertat. Vreau să te gândi și să inspiri și să expiri. Iertare. Iertare. Indiferent. Da, e normal să-ți aduci aminte de toată trauma asta. Dar
a venit și momentul vindecării și atunci e bine să-l ierți ca să-l lași acel proces de vindecare să se producă. Da? Da, am înțeles lucrul ăsta. Bine, mai există altceva? Mai există altceva care afectează vederea? Ok, o să vedem aici ce ne spune Bădicot. Patogen, da, uite că ne duce la patogen. Da, deci infecție. Infecție virală mi-a dat deocamdată, nu e bacteriană. Infecție virală. Putem să scoatem această infecție virală. Bine, inspir, expir și te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total propoște din gir toată infecția virală care ți-a afectat vederea și toate blocajele și distorsiunile generate de această infecție virală și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această infecție virală și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și vindecare. Tu nu vezi abloc? Ablocat în loc. Mai există un blocaj care îți afectează vederea. Un blocaj poate să pune partea de altă patogenie. Da, apare și o infecție virală. Infecție bacteriană la ochi, să știi. Poate că n-a stricat să mai faci un consult la un oftalmolog. Da, există o infecție bacteriană. Da. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, făcut definitiv, toată infecția bacteriană care ți afectează vederea, toate blocajele și distorsiunile în procesul tău de vindecare generate de această infecție bacteriană și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această infecție bacteriană și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și vindecare după mare dată. Amin. Da. Mai există ceva care îți afectează vederea? Acest blocaj este baricolana aici la mine. Colana A, colana B, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Energie de frică. Putem să scoatem, da. Energie de frică generată de soțul tău. Da, deci toată trauma, toată viața ei așa tensionată a făcut să se construiască o energie de frică care a cuprins-o și a stăpânit-o. Putem să o scoatem. Inspir, expir, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, făcut definitiv, toată energia de frică care ți-a afectat starea ta de sănătate și procesul de vindecare. Și toate blocajele și situațiile generate de această frică. Și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această energie de frică. Și în locul acestuia, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și vindecare. După mare, mirea ta, Doamne. Da. Am reușit să scoatem această frică? Da. Mai este un blocaj care îți afectează vederea? Mai este un blocaj care îți întreține această problemă? Mai este un blocaj ascuns care îți întreține această problemă? Procesul de vindecare. La măsurătoare îmi spune că în mai puțin de 5 luni se va declanșa acel proces de vindecare. O să vedem. Poate că ea o să ne anunțe mai târziu și să vă las să știți. Deci trebuie să înțelegeți că în anumite cazuri este un proces de
un timp de procesare. Corpul nostru are nevoie de un timp de procesare pentru a se vindeca. Câteodată e nevoie de mai multe ședințe, bineînțeles. O să păstrăm, să păstrăm legătura cu ea și o să vedem dacă mai este nevoie și de altceva. Dar la măsurătoare, astăzi îmi arată că în termen de 5 luni de zile, corpul ei va da drumul la procesul de vindecare. Deci, timpul de procesare înseamnă acel timp în care corpul nostru fizic acceptă toată informația pe care eu i-am transmis-o. De asta îmi place să vorbesc și să spun tot ceea ce fac, pentru că corpul aude și simte toate cele vibrații și acea putere a cuvântului care acționează asupra corpului nostru și susține modificarea corpului. Deci sunt acele unde vibraționale care vor aduce și vor susține procesul de vindecare. Bine. Cu drag. Să fii sănătoasă. Ne vedem la București atunci. Aici ai un banchet și cu numărul de telefon, da? Ca să mă ții la curent cu ce se întâmplă cu tine. Cu drag. Dar uite, ai aici pe cineva. Maria, 65 de ani și am ernie de disc bilaterală, dar nu am niște dureri groaznice, m-am apucat acum și spatele, cu totul aici în spate, nu pot să mă zic. Acum, în momentul ăsta de la 1 la 10, cât de mare e durerea? Este până 8. Da, e 1,2. Da, este durerea acolo. Care este numele în care? Maria. Maria. Bun. Haideți să vedem ce anume îți ți-a declanșat această durere. Această durere a ta a fost determinată de lucrurile partea stângă, partea dreaptă, mișcarea. Deci e vorba de o deplasare a oaselor. Acolo, mai sus este dreptul. Hai? Deplasare. Care este dreptul? Deci, și de 4 și de 5 de ani. Deci aveți 3 ani. Există un motiv ca ți-a generat această deplasare, da, acest motiv. De aici. Da, e vorba de abuz făcut de tine împotriva corpului tău. Deci, noi trebuie să avem grijă cu toate. Abuzul înseamnă nu mai abuz că am mâncat prea mult sau am băut prea mult. Dar și când muncești prea mult e un abuz, și când nu dormi suficient este un abuz,
când nu ai grijă de corpul tău, este un abuz. Și, la un moment dat, corpul protestează și spune cu voi. La dumneavoastră, un abuz tău. Putem să scoatem? Da. Haideți să scoatem acest abuz. Inspir pe nas, expir pe gură și te relaxez. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și eliberăm acum total totul de limpiu. Tot abuzul făcut de tine împotriva corpului tău. Și toate blocajele cu toți. Coloana ta vertebrală care s-a afectat, care a fost generată de acest abuz și rugăm încet Domnul să vină, să șteargă, să anuleze, să delibereze tot acest abuz și în locul acestui Anghelii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, dragul și vindecare. După mare am reușit să scoatem acest abuz, da, mai stați ceva, puteți să aducem la Domnul? Le putem aduce la loc, dar pe rând se pare, deci te duci pe după aia de 4 și de 5. Hai să le aducem la loc. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vertebra ta, te duci 13 fizic, 100% tematice spirituală și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra te 12 fizic, 100% tematice spirituală și o reconectăm. Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra ta te 12 fizic, 100% matice spirituală și o reconectăm și o binecuvântăm cu putință. E vindecat timpul cel mai scurt cu putință. Să vă rog să lucrați un pic din față, așa că să poți să nu vadești pe mine. Și acum, pe 4. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra ta de 4 L4 fizică, 100% matice spirituală și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra L4 fizică, 100% matice spirituală, să o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra ta L4 fizică, 100% matice spirituală, să o reconectăm. Și o binecuvântăm cu sănătate, bucurie și armonie și puterea de a se vindeca în timpul cel mai scurt de putință. Amin. Stai de acolo, mai avem o vertebră. Mai este și L5. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra ta L5 fizică. 100% matice spirituală și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra ta L5 fizică. 100% matice spirituală și o reconectăm. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vertebra L5 fizică. 100% matice spirituală și o reconectăm. Și o binecuvântăm cu puterea de a se vindeca în timpul cel mai scurt cu putință. Să resetăm în coloana toată. Inspir pe nas, expir pe gură și te relaxez. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimite în dragoste și în conștiință coloanei tale vertebrale. Și o aliniem, și o resetăm, și o reconectăm, și o binecuvântăm cu puterea de a se vindeca în timpul cel mai scurt cu putință. Și aceasta să primească toate semnalele necesare procesului de vindecare de la creier și să transmită feedback către creier, pentru că creierul tău să susțină procesul de vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Vreau să te miști așa un piculeț. Și vreau să-mi spui și cum se zice. Nu mă doare de cântat. Ce loc, ce loc? Pe loc. Bravo! Da. Bine! S-ar putea să se mai ducă și migrena aia acum, da. Nu putem să rezolvăm chiar totul, deci trebuie să căutăm să ajutăm pe cât mai multă lume, dar scopul acestei, stai să vă dau și mai să-mi spuneți și mai târziu cum o să fie, dar nu să vă mai doresc. Scopul acestei conferințe este ca să multă lume să înțeleagă despre ce e vorba. Nu putem să stăm cu o singură persoană să rezolvăm toate problemele, fiindcă toată lumea de aici are câte ceva și sunt multe, dar caut să aleg persoana potrivită pentru ca dumneavoastră să înțelegeți. Are cineva mașina care a suprit? Deci cineva care merge la Pinterest
sunt două doamne care vor să stea până la sfârșitul conferinței și să primească ajutor să fie duse până la deci care cineva care e în drumul, dacă cineva este cu mașina care merge încolo, vorbiți cu Valentin că ar dori ca cele două doamne să poată fi, să vă însoțească, da? Mulțumesc! Bun. Care este, care e numele tău? Bună ziua, mă numesc Simona Iordan. Simona. Am mai multe probleme care mă deranjează, dar în principal cu coloana vertebrală. Coloana. Cervicală. Dorsolombară, în special în zona lombară și în dorsolombară și pe picior. Acum, am momentul ăsta, ai dureri? Am avut puțin mai devreme când am stat la începutul conferinței, am mai stat și pe parte și latra și cervicală mai tare. Bine, haideți să vedem ce anume. Da. Dorința era cu persoane care au în acest moment dureri, nu, o să lucrăm acum pe ea, dar aș vrea să ridicați mâna dacă simțiți într-adevăr momentul ăsta, pentru a înțelege exact procesul, da? Ok. Deci, durerile tale. Maria. Da. Durerile tale de spate. Au fost determinate, nu ca și pentru ședința de coloana pe genul 2-4-5. Este vorba de o energie de răutate, dar nu este a ta. Cineva apropiat care are o energie de răutate și asta a generat această durere la coloanei tale. Nu dezvoltăm. Deci întotdeauna când găsesc un dezechilibru, dacă îmi dă voie să-l eliberez, îl eliberez. Nu mai caut să răspundesc, să văd cine e persoana asta, ca ea să se gătesc, doamna din cauză, să aibă ce măcina. Uite, din cauza ta mi-este rău în ea. Să aibă ce să mai... Nu, am găsit, ne dă voie corpul ei, e de acord să elibereze, eliberăm și atâta. Căutați în viață să nu mai scormoliți. De ce, cum și să aruncăm vina și pe ăla și pe ăla și să ne construim monștri și să ne întreținem boala în corpul nostru. Iertați și dați drumul, fiindcă beneficierii iertării sunt de dumneavoastră, primii. Celălalt poate că nici nu pasă dacă îl iertați sau nu. Dar dumneavoastră, găsindu-vă liniștea și sănătatea, asta e cea mai mare răsplată. Deci aici omul trebuie să-și aducă aminte și că iertarea este pentru el, nu pentru celălalt. Indiferent ce a făcut cealaltă persoană. Iertarea ne dezleagă de trecut, să nu uitați asta. Bine, hai să scoatem energia asta de răutate. Și te rog să stai așa ca să poți să scoți. Inspir pe nas, inspir pe gură, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, te liberăm acum. Total, făcuște pe iubit toată energia de răutate care îți afectează starea ta de sănătate și procesul de vindecare. Și toate blocajele și situațiile din coloana ta generată de această energie și rugăm în cerii Domnului să vină, să-și dea de să anuleze, să vindecreze toată această energie și în locul acestei angelii Domnului să pune echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și vindecare după mare îndată a Doamnei. Amin. Da. Mai este un locaj care ți-a determinat această durere la coloană? Mai este un locaj care ți întreține această durere la coloană? Putem să resetăm. Ok. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință coloanei tale vertebrale. Și o aliniem, și o resetăm, și o reconectăm. Și o binecuvântăm cu puterea de a se vindeca 100%, pentru că aceasta să-și poată îndeplini cu ușurință și bucurie toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcută. Și să comunice cu creierul 100%. Amin. Amin. Ok. Am reușit să le setăm coloana ta. Okay. Eu cred că este în regulă coloana ta. Cu drag. Bine. Eu îmi spătesc. Da. Păi cred că o să mai luăm o persoană și după aceea punem întrebare. Deci o să mai luăm o singură persoană. Hai, un bărbat. Un bărbat. Care să lasă telefonul că poate... Da.
Și după aceea o să răspund la întrebări, fiindcă am promis și întrebări, da? Și restul o să mă contactați și o să... Constantin, 75 de ani. Sunt un tip foarte agil, de vreo lună de zile am dureri în pulpă, în pulpa stângă, și mă intrigă. Și nu mai pot să mai merg așa cum mergeam atât. Uitați aici, atitudine. Luați exemplu. Nu vă lăsați, pradă. Căutați-vă și mobilizați-vă energia din corp pentru a vă bucura de viață. Acest om e un om plin de bucurie și îl felicit. Mă bucur că ați venit pe scenă. Bravo! Hai să vedem de ce pulpa aia a început să strige. Locarul cel mai mare care s-a determinat durerea de bucurie. Poate zi ca urinare este deplasată din locul ei. Și uitați ce avem aici. Deci la vezica urinară, mușchii corespondenți sunt mușchii de la pulpe. Deci vezica urinară s-a mișcat un pic de acolo. Deci noi avem un corp fizic și un corp energetic. O matrice, un blueprint. Ei, acestea trebuie să fie perfect una peste cealaltă. Fiindcă acel blueprint e cel care transmite semnalele, acele semnale de energie structurată, care ajută la regenerarea și la vindecarea și regenerarea părții afectate. Deci acel blueprint când este deplasat, atunci corpul nu se mai poate vindeca 100%. Indiferent că îi dăm noi pastilă, blueprintul ăla nu mai poate să primească semnale. Se poate ameliora pe moment, dar în momentul în care am terminat cu tratamentul, deci multe cazuri în care a revenit acea problemă, am făcut și aia, și aia, și aia, și acea problemă s-a încăpățânat să stea acolo. Diana? Da. În medicina tradițională chineză, vezica corespunde exact meridianul de la pulpă. Da, vedeți? Mi se pare fantastic. Da. Deci, mușchii corespondenți sunt acei mușchi de la pulpă pe care acum... Dar, vezica urinară de la jadă, ei, știi că ești multe probleme. Prostata un pic... Deci, și vezica urinară i-a spus. Da, da. Vezi că eu am o problemă, dar dânsul încăpățenă, zic, nu, domnule, eu n-am nicio problemă. Și după aia a zis, stai așa, că ți-a dat și la pulpe, dacă nu mă asculți să-mi rezolvi problema, că nu vei și la pulpe. Deci... Interconectare. Interconectare și corpul vrea neapărat să rezolvi treaba asta. De asta a țipat și a venit această durere. Deci... Să vedem ce motiv a avut vezica biliară. A avut un motiv de s-a deplasat, da. Acest motiv. Deplasările astea nu prea se întâmplă ele așa degeaba, gratuit. Vin dintr-un motiv. Acest motiv este foarte patogen. În acest caz a fost o infecție bacteriană la vezica urinară, care a deplasat. Nu mai este, dar mai este informația acelei infecții bacteriene încă a rămas acolo. Deci acum la o analiză nu mai apare acea infecție bacteriană. Dar informația rămas. Deci trebuie să resetăm, să curățăm recurățată această informație. Bun. Trebuie să o curățăm, da. Isfitenați și fitecură. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos se liberăm acum. Total profund definitiv, toată infecția bacteriană și toată memoria legată de această infecție bacteriană a vezicii tale urinare. Și toate motivele care întrețin, de orice natură ar fi fost ele, fizice, mentale, emoționale sau spirituale, și în locul acestei Angelii Domnului să pună echilibru, armonia, ajutor de la Dumnezeu și vindecare după Marina ta. Amin. Acum putem aduce la loc vezica urinară? Da. Haideți să aducem la loc. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem
Vezica taurinară fizică, 100% matricea spirituală, acolo unde ea aparține. Și o reconectăm în numele nostru Iisus Hristos, să aducem vezica taurinară fizică, 100% matricea spirituală, și o reconectăm în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducem vezica taurinară fizică, 100% matricea spirituală, și o reconectăm și o binecuvântăm cu sănătate, bucurie și armonie, pentru a-și putea îndeplini cu ușurință și bucurie toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcută. Amin. Am reușit să răspăm. Și dacă să facem o cuvinte. Să vedem noi vezica ta culinară, comunică. Deci vezica lui nici nu comunică cu creierul 100%. Emisiunea din dreapta, pe anumite că testăm la 100, stângă, pe anumite că testăm. Deci emisferele lui sunt brici, ce înseamnă bucuria omului. Comunică 100%. Dar creierul cu vezica urinară nu comunică chiar 100%. Și o să vedem cât. Deci vezica ta urinară primește informația de la creier. Mai mult de 50, mai mult de 30, mai mult de 20. 20%. Și transmite un feedback către creier. Mai mult de 50, mai mult de 20, mai mult de 50. 11%. Mai este un motiv care întreține această problemă de comunicare. Deci nu, asta, motivul a fost infecția bacteriană și deplasarea ei. Acum că am dat la o parte aceste motive, o să rugăm vezica lui urinară să vorbească cu creierul, să primească semnalele și să transmită înapoi feedback pentru ca acel proces de autovindecare să se producă. Haideți să vorbim. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos trimitem dragoste și conștiință creierului tău și îl aliniem și îl resetăm și îl reconectăm și îl binecuvântăm cu putere transmite integral toate semnalele necesare bunei comunicări cu vezica ta urinară. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos trimitem dragoste și conștiință canalelor de comunicare dintre creier și vezica ta urinară și le aliniem și le resetăm și le reconectăm și le binecuvântăm cu puterea de a fi canale curate și perfecte de energie și lumină pentru ca vezica ta urinară să primească 100% informația emisă de creier. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos trimitem dragoste și conștiință vezicii tale urinare și o aliniem și o resetăm și o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa toate semnalele emise de creier pentru ca vezica ta urinară să se poată vindeca 100%. Amin. Primește informația de acel 100, da. Acum să-i transmitem și să îi permitem să transmită feedback-ul către creier, acea informație de la vezica către creier. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință vezicii tale urinare și o aliniem, să resetăm și o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a transmite integral feedback-ul către creier. Pentru ca creierul tău să susțină procesul de vindecare și bună funcționare a vezicii urinare. În numele Mântuitorului nostru și tot trimitem dragoste și conștiință canalelor de comunicare dintre vezica urinară și creier. Și le aliniem și le resetăm și le reconectăm și le binecuvântăm cu puterea de a fi canale curate și perfecte de energie și lumină. Pentru ca vezica ta urinară să poată transmite integral feedback-ul către creier. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin dragoste și conștiință creierului tău și îl aliniem și îl resetăm și îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa toate semnale emise de vezica ta urinară pentru ca creierul tău să susțină procesul de vindecare și bună funcționare a vezicii tale urinare. Acum, vezica ta urinară primește informația de la creier, da? 100%, da. Transmite feedback către creier 100%? Da. Inteligența este afectată? Nu. Are spiritul și lumina. Deci, fiecare organ are inteligența proprie. Fiecare organ el știe ce are de făcut. Și această inteligență poate fi afectată. Despre acest lucru o să vorbim la București așa, mai dezvoltat. Acum, eu sunt un tip foarte vorbăresc, comunicativ, dar poți, adică recunosc că n-am vorbit până acum cu vezica mea urinară. Poate că e bine. Se reface legătura dintre vezica, mușchii corespondenți, trebuie resetat, da. Deci trebuie să resetăm acei mușchi de la pulpe,
care au rămas cu informația, cu supărarea că vezica aia n-ați ascultat-o. Bine. Vezica și soția. Ce grav! Când vreți să vă trimit la loc înainte de a termina? În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință mușchilor corespondenți vezicii tale urinare. Soane, ia linia și resetăm și reconectăm și binecuvântăm cu puterea de a se vindeca 100% pentru ca aceștia să poată să-și împlinească cu ușurință și bucurie toate funcțiile știute și neștiute pentru care au fost făcuți. Amin. Nu știu de corespondență. Vreau să vă mișcați așa un piculeț și să-mi spuneți prin sânțințe cioroșele. Nu se mira așa de tare pulpa. Oricum, când am venit aici, era, să zicem, pe la jumătate față de durerile, dar acum a constat că nu se mai simte nicio durere. E bine. Mulțumesc! Deci nu eu vindec, e credința din noi cea care ne vindecă. Eu cer ajutorul lui Dumnezeu. Sunt doar un canal, atât de mic mai mult. Nu sunt clar văzătoare, nu... Dar sunt un canal care... Deci puterea nu este a mea. Hristos, de asta mă și rog să vină de acolo și să pot să o transmit mai departe. Asta este singurul motiv. Mulțumesc foarte mult! Să luminile! Cu drag! Doamne ajută! Bine, acum, domnul profesor, așa cum am promis, o să răspunde și la ceva întrebări. Ne-am putea să stăm toată noaptea. Întrebările pot să fie puse către doamna sau pe conferențial în funcție de interese. De interesele dumneavoastră. Aveți vreo întrebare? O jumătate de oră. Este cineva din staff care se mergă cu microfonul pentru întrebare. Deci, cine are întrebări, puteți să ridicați și o mână. Întrebare. Este cineva? Da. Vă rog frumos, doamna Sima. Doamna Sima, după. Bună ziua. Voiam să vă întreb dumneavoastră, spuneați, domnul doctor, că trebuie să gândim pozitiv. Dar, din ce am studiat eu și ce știu, gândirea asta pozitivă se naște din copilărie și au o foarte mare importanță și părinții sau educația. Cum putem gândi pozitiv, de exemplu, în zilele noastre, pentru că de-a lungul vieții suntem supuși unor, să zicem, traume sau altor evenimente care ne marchează și atunci corpul devine ca, sau mintea noastră ne provoacă ca un fel de apărare a tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce se întâmplă în jur și reacționează înainte, ca și când mai bine sunt prevăzătoare, gândesc negativ ce s-ar putea întâmpla negativ, da? Și atunci nu mai ai posibilitatea de a gândi pozitiv. Am înțeles. Nu știu, eu aș vrea, eu vorbesc cazul meu, cum aș putea gândi numai pozitiv? Să elimin partea asta negativă, de a gândi negativ și de a pune tot timpul ce s-ar putea întâmpla datorită experienței vieții, să zicem. Și a doua întrebare... Hai să răspundem pe rând. Da. Asta am spus-o și eu în timpul conferinței mele, că este exclus ca viața să fie numai pozitivă, numai frumusețe, numai veselie. Dar am spus în același timp că ăsta e rostul unor conferințe în care să discutăm aceste lucruri, sau rostul lecturilor, cărților pe care le citim. Am mai spus că fiecare cuvânt, fiecare stare psihică are o chimie care este favorabilă sănătății sau nefavorabilă. În fiecare clipă în care gândim un gând, gând înseamnă idee, cuvânt, emoție, sentiment, comportament. Deci în fiecare clipă când gândim, noi pledăm pentru sănătate, pentru viață lungă, sau, împotrivă, pentru boală moarte. În funcție de ceea ce gândim. Tot eu am spus că viața nu este o îndelungă excursie frumoasă. Este presărată cu destul de multe evenimente fericite, nefericite. Dar tocmai asta am zis, că în momentul în care ești conștient că te afli într-o situație
de gândire negativă și știi că îți provoci corpului tău consecințe nedorite pentru sănătate, atunci fă-ți un moment în care să te reculegi, să schimbi gândul ăla negativ care îți bombardează fiecare celulă din corp cu chimia negativă, să o înlocui cu una pozitivă. Spuneam ce înseamnă pozitiv, să-ți aduci în mintea ta un eveniment benefic pentru tine, pentru viața ta. Fiecare emoție evocată pozitivă are o chimie care o neutralizează pe cealaltă. Eu dau un exemplu unei mari cliniciene care povestea următorul lucru. Credeală că la stres noi schimbăm ordinea ADN-ului, am mai discutat asta, ordinea genelor. Ea spune, să zicem că te doare stomacul foarte tare, deci este o dezordine genetică. În momentul în care tu ți impui, pur și simplu, o emoție pozitivă, îți spui, sunt sănătos, sunt sănătos, corpul tău preia, subconștientul preia această informație și reglează pur și simplu ceea ce e negativ în tine, adică ceea ce este patologic, durerea pe care o ai. Asta este rostul afirmației pozitive. Să vii să neutralizezi afirmațiile negative sau evenimentele negative. Pentru asta trebuie să fii informat, să fii citit. Ați fost aceia, ați auzit lucrurile astea. Are mare importanță informația. Noi nu mai suntem acum niște oameni naivi, care nu știm carte, nu am citit, nu avem lecturi, nu avem imagini sau, să spunem, o informație care circulă în media. Lumea mai mult sau mai puțin este informată. Și trebuie să rămânem cu această idee că ne facem rău în clipa în care noi ne supărăm pentru diverse lucruri și, din potrivă, trebuie să scoatem din noi, asta înseamnă reziliență, să dai afară tot ceea ce este negativ în tine, înlocuind cu ceva pozitiv, că doar nu o să scoți ceva acum. Mi-a spus că din copilărie lucrurile astea așa sunt. Da, este adevărat. Noi n-am avut o educație civică. Dacă vreți educația civică, pe care spun eu, este că prima zi de școală, copiii ăia care sunt întregi, care au două mâini, două picioare și un cap, se uită la ăla care nu are să nu mai bată joc de el, pentru că ăla, în suferința lui, toți copiii care sunt răutăcioși, copiii, să spunem clar, citești și eu, aud tot fel de lucruri, că copiii sunt buni. Dar de unde? Unii dintre ei sunt buni. Dar copiii care au diverse deficiențe, nu mai se lăsa să spune de capul. Deficiențe. Copiii ăștia îi fac o viață cumplirea mare. Or, învățătorul lui trebuie să-i spună, el este ca și tine. Din potrivă, protejează-l. Copilul trebuie să fie protejat. Am văzut cât nu vă puteți imagina. Născut la țară, am stat în internate și am văzut tot soi de lucruri. Era să mă dea afară din liceu pentru că am salvat un copil din ăsta care s-a aruncat pe geam, că ceilalți săreau pe el să-i bată joc. Sunt copii unii mai depresivi, mai timorați, mai complexați. Și ceilalți beneficiază, mai ales astea care se simt brave. Este două lucruri, dacă vreți, în naștere. Copilul care este iubit de mamă, își formează. Mama este modelul societății în care el va trăi. Copilul care este protejat de mamă, care îl iubește, în primii doi ani când creierul nostru se formează, el învață că lumea este bună. Copilul care este neglijat, ignorat, care este bătut, e insultat. Modelul este al unei lumi rele. Dacă e solid, bate. Dacă este slab, toate invectivele din jur sunt asupra lui. Este un tip timorat, un tip care nu are curajul să în fața vieții. De asta are mare importanță educația. Asta trebuie să o știe educatorul. Atențez. Vă mai spun un lucru. Am scris în ultima carte despre neuroeducație. În momentul în care copilul e luat la școală, este posibil ca acea zonă din creier care decodifică semnalul, să spunem, cifrele, simbolul cifrelor, să nu fie bun la matematică. El nu e un copil rău și leneș, cum credeam noi. Acel copil nu are încă posibilitatea cerebrală de a răspunde la matematică bine. Profesorii dă note proaste, căci că e leneș, acasă îl bate, de ce e așa? Și copilul ăla nu, unde să se ducă? Familia nu îl respinge, învățătorul îi dă note. Știți câți copii se sinucid? Vă imaginați un copil de 90 ani să se ucide mai pentru că nu găsește niștea? Ori învățătorul ăla trebuie să știe lucrul ăsta. Sau, unii nu citesc. Zona din creier care nu decodifică semnalul literelor, nu citește bine, nu pronunță bine, să zic, păi, nu el devine, nu e el, ci pur și simplu ăsta e momentul lui atunci. Și el va ajunge să și socotească mai târziu și să citească bine, dar învățătorul trebuie să se primească. Asta se cheamă neuroeducație. Aceste lucruri pe care, deci eu la vremea mea nu le-am știut.
aveam copii care învățau foarte greu. Eu am avut șansa să învăț foarte ușor, să n-am nevoie de tabla mulțirii într-o zi, am știam pe toate, ca și acum, să citesc corect și n-am să-i la visit. Dar alții, da. E noi, în prostia noastră și nici învățătorii nu erau mai deștept decât noi. Nu exista această informație în lumea, în mediu. Să înțeleagă că copilul ăla nu era rău, nu era leneș și pur și simplu, atât știe el. Era, mi-aduc aminte, de tabla mulțirii, 4, 8, 16, 30 de nu era pe tabla, pentru că el nu știa tabla mulțirii cu 4. O eroare cumplită. Așa se gândea la vremea asta. De aceea e nevoie să venim în public, să spunem lucrurile astea, de aceea e nevoie să fim informați. Aceasta se cheamă educație, doamne. Deci, erorile educative ne costă mult. Dar cine face educația? Uite, eu am fost invitat la foarte multe școli și spunea să facă părinții. Și eu întreb, dar pe părinți cine educă? Pe educatori cine educă? Sunt părinții aia toți pregătiți, oameni cu lecturi care știu să spună? Nu. Atunci revine sarcina învățătorului. Dar nu învățător de la în care dai copilului să-i dea în cap, să o înjure pe învățătoare, nu astea în care ne învață cineva din lumea asta largă și știu și de unde, el trebuie să aibă toate drepturile și învățătorul nimic. Atunci să nu te mai faci învățător, pentru că înseamnă că nu mergi de pur și simplu. Învățătorul trebuie să aibă să fie apreciat după cum el să se comporte cu el. Este o relație de reciprocitate. Noi în clasă eram copii ascultători. La ce văd eu că se întâmplă cu învățătoare? Dacă aș avea o fată și avea să facă, să fie învățătoare, pentru nimic nu mi-l lăsau. Pentru că este o libertate prost înțeleasă. Prost înțeleasă. Asta nu e democrație, asta e prostie. Să mă asculte cine vrea. Numele meu este Ana Preoteasa, sunt consilier de dezvoltare personală și practic și chimioterapie. De dumneavoastră e nevoie. Da, mulțumesc. În general lucrez cu persoane care au anxietate și atacuri de panică. Pentru că și eu am trecut prin asta și cumva rezonez. Este reversabil asta, nu e o afecțiune gravă. Asta se poate redresa. Da, vreau să vă întreb, pentru că am observat că 90% din cei cu care am lucrat au dezvoltat aceste stări cumva după ce au pierdut legătura cu divinitatea sau credință sau religie. Și asta este o concluzie la care am tras eu lucrând cu oamenii și vreau să vă întreb, adevărat. Este adevărat și în ce constă, de ce apar aceste stări și care este legătura cu spiritualitatea, cu Dumnezeu, cu că și doamna Copa a vorbit și se roagă în momentul în care lucrează. Doamnă, suntem într-un secol ateu. Tendința dominantă nu este aia a conexiunii cu divinitatea, cu Dumnezeu, ci este dimpotrivă. Știți foarte bine unde mergem și cine are aceste interesuri ca Dumnezeu să nu existe, să-L nege. A vorbi mai mult înseamnă ca niște oameni cu urechi mai mari decât noi să mai și înregistreze. Da, asta este, dacă mai ales în tineri, eu am altă părere. Un om care păstrează conexiunea cu Dumnezeu este cel care este destinat și se naște așa. Asta înseamnă că el are acea capacitate a neuronilor să conecteze. Deci orice idee conectează un număr de neuroni. Dacă neuronii lui nu sunt destinați să se conecteze, el nu va crede niciodată. Decât dacă trece prin niște experiențe foarte dure ca să se reseteze creierul. Altfel nu. Sunt oameni care toate au fost atei ani și au trecut printr-o experiență în care s-au cutremurat spiritul și atunci dintr-o dată au început să creadă. Dar secolul e ateu. Stai să termin cu doamna. Secolul e ateu. El nu prea are unde să... Eu știu foarte mulți tineri, mi-aduc aminte la o conferință, era la București, am folosit cuvântul Iisus Hristos. S-a ridicat un mucos de ăsta de 20 de ani. Ce Hristos, domnule, unde l-ai scos pe Iisus? Atât a învățat el, atât l-a învățat părinții lui. Părinții ar trebui de mic să învețe un copil să spună măcar Tatăl nostru. Rugăciunea domnească. Tot ce vă pot spune eu, care vin din unghiul intelectual. Da, Doamnă. Există mii de argumente pentru care tem să susțin că este Dumnezeu. În clipa de față, în Franța, circulă o carte care se cheamă Dovezi științifice ale existenței lui Dumnezeu. Face furor. Cu editura mea mă tot lupt să-l obținem, se lasă greu editorul să traducem în limba română, pentru că ar fi meritat această carte în limba română. Interesele sunt mult mai mari și nu numai ale noastre.
Și atunci acești oameni neagă existența lui Dumnezeu și tânării noștri n-au de unde să învețe. Asta e, să schimbăm istoria, nu putem noi. Există cumva metode să-i readucem, pentru că interesant este că au crezut la un moment dat, dar între timp s-a pierdut legătura asta, sau exact cum spune, secolul în care trăim i-a semnat către a... Doamne, și noi trăim în secolul ăsta, de ce nu ne-am despărțit de Dumnezeu? Da, dacă dați voi, domnul profesor, am avut multe cazuri de anxietate și de depresie. Este la ordinea zilei, foarte multe persoane. Într-adevăr, apare acea deconectare cu Divin, cu Dumnezeu. În momentul în care se dau la o parte cauzele, în primul rând, în aceste cazuri, emisferele cerebrale între ele nu comunică aproape deloc. Deci fizicul cu emoționalul n-au nicio treabă. Și în momentul în care se echilibrează aceste, poate că n-ați plecat să vii la București pe 6 să înveți, dar poate să-ți ajuți tinerii să-și revină. Este miraculos și este atât de ușor și de simplu și atât de rapid lucrează totul. Este incredibil. Este o experiență pe care puteți să o păsați. Puteți să faceți, să învățați, aveți ocazia acum la București. Eu nu pot să vin de Statele Unite decât o dată pe an. Dar anul acesta o să avem acest seminar care va fi nivelul 1. Și poți să înveți acolo cum anume poți ajuta acești copii și cum se poate reface această legătură cu Dumnezeu. Bine, mult succes! Mulțumim, avem și aici o întrebare. Lumânile și bună seara, domnule profesor. Întrebarea mea este, care este legătura între această întunecare a minții despre care ați vorbit dumneavoastră și întunecarea pe care a găsit-o doamna Titiana la unul din pacienții de astă seară și tehnici și metode de înlăturare a acestei întunecări. Și mă refer la a lucra într-un mediu nociv, într-un mediu întunecat și e un lucru care îți rupe anumite conexiuni. Se pot reface. Vă mulțumesc! Dacă lucrați într-un mediu și aveți, sunteți expus la așa ceva, este bine să folosiți băile cu sare. Sarea purifică corpul nostru. Eu, după fiecare terapie, merg și mă spăl. Nu contează că o fac online sau este cineva în cabinetul meu. Merg și mă spăl cu sare pe mine. La duș întotdeauna e un borcan cu sare și... în fiecare seară, de sus până jos, este acest ritual de spălare cu sare. Rugăciunea este al doilea lucru care ne poate curăța. Postul, Sfânta Părtășanie, sunt elemente, sunt lucruri care ne ajută să ne curățăm. Meseria ne expune la astfel de lucruri. Nu se poate să evităm. Dacă ne-am propus să ajutăm pe alții, este întotdeauna cel mai ușor și cel mai simplu. Și eu de multe ori se întâmplă ca după o terapie să am nevoie să sun un alt terapeut să lucreze pe mine. Fiindcă suntem un canal. Terapeuții sunt un canal. Dar de multe ori se întâmplă să nu se... să mai rămână câte ceva. Stai în ploaie, te uzi. Iar asta era problema. Toate tehnicile acestea le știu și le aplic. Da. Dar veniți cu un magnet după terapie și curățați. Spui, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberez acum total, profund și definitiv, toată amprenta și toate dezechilibrele preluate de la persoana X. Și trimit dragoste și cunoștință corpului meu. Și îl aliniez și îl resetez și îl reconectez. Și îl binecuvintez cu puterea de a-și recăpăta toate proprietățile lui și starea de sănătate și echilibru inițială. Deci ca să nu mai rămâi, trebuie să faci conștient acest lucru.
Acest lucru o să-l învățăm din nou la București, pe data de 6 august, de schimbarea la față. Deci, și asta e. De multe ori este nevoie. Eu verific când s-a terminat terapia și eu încă rămân cu durerea de cap, care nu e a mea, ea, altcuiva. Și atunci, Și atunci testez, am rămas completă? Da, ok, atunci îmi iau magnetul, îți pun o rugăciune și curăț și resetez corpul meu ca peste o jumătate de oră când intru în următoarea terapie să pot să fiu a persoanei respective la fel de energizată și de echilibrată pentru a putea lucra, toată lumea să beneficieze la maxim de acea terapie. Fiindcă un terapeut bolnav e cam greu să vindece pe altă. Deci și terapeuții trebuie să fie un exemplu de sănătate și bucurie și să-i ajute și pe ceilalți să fie bine. Și nu putem să ajutăm decât noi dacă suntem puternici. Da, nu poți, cum ați spus, doamna, nu poți să dai din ceea ce nu ai. Foarte frumos, vă mulțumim. Da, vă rog. Bună seara. Eu am lucrat în învățământ și înainte de 89 și după. Înainte aveam, să zic, elevi destul de buni, destul de ascultători. Eu sunt foarte emoționată și foarte bucuroasă și vă mulțumesc că am putut să particip la o așa întâlnire. Și asta era întrebarea mea. Oare ce s-a întâmplat cu mulți dintre copiii noștri? Foarte mulți vin cu aceste tulburări, cu tulburări din spectru autist. Foarte greu și aș vrea să vă rog să ne spuneți ce se poate face, cum putem să-i ajutăm, cum putem să evităm să avem acești copii cu probleme și cu greutate în acomodarea în mediu și în viață. Diferențe între autiști și între libertinismul pe care manifestă elevii după democrația pe care am primit-o toți, așa, mare, de unde am primit-o. Nu ne place? Toată democrația. Da, autism e cu totul altceva. Într-adevăr, fenomenul autismului este destul de frecvent. E o întrebare de ce se întâmplă lucrul ăsta. Poate că și înainte erau, dar nu se punea diagnosticul așa de ușor. Nu este de pildă boala Alzheimer. Se spune că este atât de prezentă pentru că oamenii astăzi trăiesc mai mult decât vârsta la care Alzheimerul apare. E greu de înțeles. Un lucru pot să știu, că în țările civilizate Alzheimerul și autismul este mai prezent decât în țările cu economie mai puțin dezvoltată. Inițial, când am citit datele astea, nu venea să cred, dar este realitatea așa. E un paradox al lumii moderne. Toată tehnologia asta a avut ca, dincolo de războiul care se face toată ziua, dincolo de interesele, se spune, militare, e fără îndoială că sensul, intenția a fost una bună ca viața omului să fie îmbunătățită și știți, dacă vă uitați numai în casă câte amendări tehnologice vin, de toate aceste lucruri care s-au făcut pentru binele omului, paradoxul face ca să-l încarce cu mult mai mult pe om decât avea libertatea înainte, că lucrurile astea nu existau în jurul lui. Vrem să avem și mașini de lux, și mașini de spălat, și mașini de călcat, și toate lucrurile astea, dar în același timp ne dăm seama că nu avem niciun timp pentru noi, ci pur și simplu suntem robi tehnici. Aici te-am spus odată o vorbă mare. Când tehnologia va depăși mintea umană, vai și amar de viața ființă umană. Asta a spus. Din păcate, foarte mulți copii sunt dependenți de jocuri și această tehnologie și de dorința de a trăi virtual. Acest lucru se îndreaptă spre o prăpastie. Nu mai vorbim. Aceste trăiri virtuale de care au nevoie visceral copiii de astăzi. Nu e ca pot. Un drog. Da, e mai rău decât un drog. Sunt atât de dependenți de toate aceste jocuri și de telefon. Și, aici părinții trebuie să intervină. Deci un lucru care nu mai pot controla decât părinții.
când adulții sunt nevoiți de așa ceva, cine mai intervine? Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, da. Domnule profesor, iertați-mă, vă mulțumesc că sunteți la râne cuvânt și v-am auzit despre resetarea creierului, vorbind la doamna care m-a întrebat de copil, de băiatul dumnealui. Resetarea creierului se face odată cu reconectarea la divinitate? Cum se face, cum se face resetarea creierului? Doamne, asta e o resetare, dar eu depinde de profunzimea credinței. Dacă doar a spus cineva, vezi că este Dumnezeu și el zice poate da, poate nu, n-are nicio influență. Dar dacă el capătă convingerea asta, deci convingerile pe care le avem acționează extrem de mult, nu numai asupra conștientului, ci și asupra subconștientului. Acolo se plămădesc, de fapt, realitățile noastre. Acolo unde nici nu ne dăm seama în momentul când suntem convinși de ceva. Ca să resetăm... E foarte greu să spună. Asta nu puteți să-mi cereți mie să spun tot ceea ce cred eu despre viitor. În față este o doamnă, domnișoară care vrea să vorbească. Pentru resetarea creierului este extrem de importantă întrebarea dânsii, fiindcă foarte multă lume se confruntă cu acest lucru. Deci ca să putem reseta creierul, este nevoie să dăm la o parte ce anume a dezechilibrat, a făcut acest lucru, aceste blocaje. Și după aceea, după ce ai resetat creierul, se poate reface acea legătură cu Divinul. Sunt doi pași de făcut, esențial. Se pot face. Am văzut în nenumărate cazuri. Te rog frumos. Bună seara, Roxana Florea mă numesc. Doamna Tatiana Popa mă cunoaște, că am făcut terapie cu dânsa. Și mulțumesc și m-am și vindecat. Nu vreau să intru în detalii. Pe domn profesor îl citesc și îl urmăresc fiecare ocazie. Vă respect și vă admir pe amândoi. Iar întrebarea mea e foarte simplă și se referă la ego. Dacă îl putem controla, modela și influența, astfel încât să nu mai devenim răutăcioși care suntem în ziua de astăzi. Educație. Educație și auto-educație. Sigur că da, ego domină toți oamenii. Ne-am născut cu ego pentru că asta înseamnă apărarea noastră, crearea unui univers al nostru. Și asta ține de educație, ține de dotare. Oamenii cu un anumit statut fizic au un anumit ego. Dacă m-ați întrebat în particular, v-aș spune. Pentru că, da, sinele, ego sau sinele este impresia pe care o ai tu despre tine, care este întărită de impresia celor din jurul tău, care începe cu școala, profesorii, învățătorii, prietenii, vecinii și în funcție de el laudativ sau din potrivă este diminutiv impresia despre tine sau diminuată impresia despre tine, ori îți faci complexe și iar nu e bine, ori capeți un super ego și nu se va înțelege nimeni cu tine. Linia de mijloc, cum spuneau romanii latini, e linia de aur. Ar trebui să cântărim aceste lucruri. De-aia am spus că anumiți oameni care se nasc fără o barieră psihologică și vin între... deschid ușa cu piciorul, cu genunchiul, nu cu mâna, n-au timp de asta. Și vin așa la tine, foarte înfugurați, au un super ego, dar n-au sub ego-ul ăla niște raționamente. Adică acolo lipsește ceva, asta o să spun. E normal să ai o educație, fiecare fața lumii, ne confruntăm. Pașaportul nostru cu care conversăm cu ceilalți este dependent de impresia noastră despre noi, despre sinele nostru, și ar trebui să fie unul controlat, modelat într-o relație amiabilă cu semenii și nu o relație de dominație. Indivizii care au super ego vor să domine într-o discuție, toată lumea vrea să vorbească numai ei, dacă îi contrazici sunt furios. N-am nici contradicție, ceea ce este contrară ideii noastre de democrație în care părerile pot să fie și contrare la ceea ce spui tu. Diversitatea de păreri poate că duce mai degrabă la adevăr decât această unanimitate. Dar sunt și persoane de genul ăsta cu super ego. Asta am spus că ține foarte mult de educație și de constituția lui fizică.
Întrebați-vă în particular să vă spun ce înțelegă prin asta. După conferință, dacă da. Cine mai dorește să pună întrebări? Dacă toată lumea nimeni a lămurit, este ora de despărțire. Imediat, imediat. Da. Bună seara. Aș dori pe doamna Tiziana Popa să o întreb dacă în zilele următoare, astăzi seară, mai face vreo ședință de ridicare contra cost. Da, nu. Sau nu putem, sau dacă online se poate. Se poate lucra online. 95% din persoanele pe care eu lucrez online. Mai ales că acum cu terapia, cu pandemia care a fost și cei din Dallas, foarte mulți tot online lucrez. Efectele sunt aceleași. O să spun o grămadă pe aici care, pe care am lucrat. Durerea mea la foc, ce s-a cedat? Da, deci nu sunteți prima care spune astfel de lucru. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, fiind în mulțime, să durerile să dispară de la mai mulți, fiindcă se formează acel flux de energie, de vibrație bună, de dragoste pentru Dumnezeu și dorința fiecăruia dintre noi ne poate ajuta. Dar acum, dacă fiecare dintre dumneavoastră vă gândiți că vreți să vă rezolvați o problemă și vă imaginați cum acea problemă vine și este luată, o știți, ați acceptat-o, ați trăit cu ea atâta. Și dați voie să plece. Acea problemă poate seara asta să plece. Am văzut lucrul ăsta la foarte multe persoane. Mi-au spus și după aceea, știți, am fost la conferința de la Dallas, am avut problema asta. De atunci nu mă mai doare. Deci, se întâmplă astfel de lucruri. Online legătura. Da, o să vă spun. Dacă puneți Tiziana Popa pe Google, mă găsiți. O să apară, site-ul este Balance and Harmony 3. Și găsiți la contact, Tiziana Popa contact, o să găsiți acolo, o să vă rog pe WhatsApp să mă sunați în telefonul direct, fiindcă mă taxează ăștia $10 pe fiecare comorbire. Deci, pe WhatsApp, în momentul unde am internet, pot să vă răspund la mesaje. Cum să nu? Cu drag. Gata, atunci o concluzie, da? Da. Mulțumim! Vă mulțumim, mulțumim. Toată înregistrarea conferinței va putea fi urmărită online, inclusiv înregistrarea profesională realizată cu două camere. Deci veți putea auzi și cei ce n-ați auzit suficient din cauza lui. Da. O carte de vizită. Se schimbe cartea. Se schimbe blocate. Deci e o carte de vizită. Atenție!